Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. În această seară, Naționala de Fotbal a României joacă împotriva Bosniei și trebuie să obțină un rezultat mai bun decât obține Finlanda în meciul cu Muntenegru pentru a nu retrograda în Liga C din Liga Națiunilor. Mă rog, o situație neplăcută cu o echipă națională care nu prea mai bate pe nimeni. Au fost ceva semne bune în ultimul meci al echipei naționale din Finlanda, însă selecționerul anunță că dacă nu vede un meci bun în seara asta, nu se mai urcă în avionul pentru tragerea la sorți, practic amenință cu demiterea. Mă rog, fotbalul românesc e în căutări, echipa națională este în căutări, este departe de ce a fost echipa națională a României în anii 90, însă chiar și așa, echipa națională de fotbal a României n-a produs niciodată o performanță cum a produs naționala României de volei masculin, care în 1980 la Jocurile Olimpice de la Moscova a terminat pe locul 3. Naționala de fotbal a României a jucat un sfert de finală, maximum de performanță, un sfert de finală la campionatul mondial din 1994, pe când naționala de volei avea un bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova. Și voleiul românesc probabil a fost cel mai de succes sport de echipă din România după handbal, unde am avut titluri mondiale. Ca un exemplu, între 1960 și 1970, finalele de Cupa Campionilor, actuala Champions League la volei masculin, din 10 finale, primele 10 finale de Champions League, în 9 au fost echipe românești, ba mai mult de atât, în 66, 1966 și 1967, finala Champions League s-a jucat între Dinamo și Rapid, două echipe românești într-o finală de Champions League. Închipuiți-vă numai un pic acum să se întâmple acest lucru, să avem în voleiul masculin o finală de Champions League, ar fi ceva incredibil. Am avut chestia asta, însă voleiul românesc a căzut. A mai avut performanțe în anii 70-80, finale de cupe europene, apoi o cupă europeană, Cupa Cupelor în 1979 și o Cupa Campionilor, ultimul trofeu european câștigat de o echipă românească de club. În 1981 Dinamo învingea în finală, mă rog, în turneul final, câștiga turneul final de la Palma de Mallorca și câștiga Cupa Campionilor. Între aceste două performanțe a lui Dinamo a fost acea medalie de bronz de la Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980. A mai fost un titlu mondial universitar obținut de Naționala României. La toate aceste performanțe, ultimele patru pe care le-am menționat, în echipa României, în echipa lui Dinamo, s-a aflat invitatul din această dimineață, Marius Cătachițiga, unul dintre cei mai mari voleibaliști români din istorie. Bună dimineața, stimată domn, ce faci? Bună dimineața, mulțumesc bine că ai invitat la emisiunea. Voleiul românesc în momentul ăsta este cum? Dacă l-ați caracteriza în câteva cuvinte. Înainte de a spune cum este voleiul românesc, aș vrea să menționez și performanța echipei feminine, okay. CSM București, care în urmă cu, nu știu, cred 4-5 ani a câștigat cupa. Vorbim de volei masculine. Da, deci asta a fost pe la fete de cea mai frumoasă performanță în ultimii ani. Acum, venind în spate, și când vorbeai de handbal, de fotbal, sau ai început cu fotbalul mai așa, voleiul, în general, suntem așa cum este societatea românească. Așa. Mai buni, mai puțin buni, mai rătăciți, neadaptați noilor condiții. În general, tot ce se întâmplă în spatele unei echipe naționale, până jos de tot acolo, de la selecție și pregătire și depistare, talente, de aici încep problemele. Problemele de pregătire, baze de pregătire, problemele de continuitate, pentru că acum vedeți ce ușor lumea se ia și pleacă, mă duc în altă parte, dacă face puțină școală și fără școală, pleacă în străinătate să-și găsească de lucru și să trăiască mai bine. Deci bejenia asta, ca să zic, nu e de bun augur pentru noi. Am mai trăit așa ceva în istoria noastră pe la 1800, 1700, 1900. Mi-am revenit cu toate părerile care sunt, fără a fi nostalgici sau ceva, perioada asta după al doilea război mondial ne-a adus într-un făgaș cel puțin. Ce înseamnă învățământ, ce înseamnă industrie, ce înseamnă sport, ce înseamnă cultură, ce înseamnă multe, multe. Acum, cu bune și cu rele, totuși, noi am decăzut. Eu, părerea mea, așa zic că suntem undeva pe la nivelul anilor 50, când aveam mai nimica. Okay. Acum ne păstrăm. Suntem buni pe IT, dar IT-știi buni îți pleacă, n-au mediu, cum zic ei, propice să se dezvolte aici. De ce? Alții știu.
Nu poți să faci nimica că te lovești de o grămadă de greutăți, care, la urma urmei, dacă nu ești bine bazat, dacă n-ai suflul ăla în tine foarte puternic, renunți și lași totul și merge de la sine. Și mama natură își vede de treabă. Păi cam cu tot sportul românesc, în afară de, vedem la not, unde apare Popovici, mai sunt niște performanțe la canotaj, în rest cam sportul românesc. Da, sunt extraordinare. Crește copaci. Vreau să-i laud și să-i felicit cu ocazia asta pe cei care au câștigat aceste performanțe. Au făcut o treabă minunată, le doresc să aibă continuitate, să fie sănătoși și să poată să obține, pentru că în sport, da, dacă n-ai o sănătate bună în timp, greu să obții performanțele. Și să revii este greu. Munca e de 100 de ori mai mare, se mai adaugă anii care trec și e mai greu. E mai greuț așa, dar nu este imposibil. Deci asta trebuie să reținem, că nu este imposibil. Mai greu nu este imposibil, dar dacă suntem dispuși să mergem pe drumul ăsta așa, cum a mers Iisus cu crucea în spate, dacă vrem să ne ducem crucea corect, frumos, putem să mergem, fără probleme. Dar trebuie să avem încredere că reușim. Înțeleg că mai jucați volei. Mai joc. 62 de ani. 62. Mai de joc așa, mai... Da? Cum spun eu, mă mai dau un bărci așa din când în când. Da, mai joc acolo de plăcere, puțin cu copii. Am o grupă de copii la Clubul Sportiv Brănești, o interesantă inițiativă a factorilor de conducere pe plan local de acolo, să participe copiii la sport cât mai mult. Uh-huh. Și acum tot e și săptămâna asta Be Active, în Europa, în general, cu scopul de a scoate oamenii să facă sport, că s-a constatat, cel puțin în România, e un dezastru național. Nu mai facem sport, nici la școală, nici pe lângă, nici așa, fiecare inițiativă personală care apucă cum apucă, dacă mai apucă. Din cauza, știu eu, a problemelor de serviciu care există. Dar în rest, încercăm să fim activi și să, cum să zic, să terminăm cât mai frumos drumul prin viața asta. Cum ați început voleiul? Cum era la început, în copilăria dumneavoastră, apropo de asta, că nimeni nu mai face sport, nimeni nu se mai mișcă, cum era Timișoara, anii cât? 60? Anii 60. Eu m-am născut în februarie 60. Și, practic, să nu zic din grădiniță, că și acolo făceam mișcare. Țin minte că ne puneau să facem tot felul de exerciții cu brațele, cu trunchiul, cu una, cu alta. Acum mă și mișc aici, sper că nu nu ies din ecran. Ideea era că sportul avea o mare susținere. Deci era o chestie de politică națională. Și vrei, nu vrei, obligatoriu, ca să zic așa, cu părțile bune și părțile rele, dar obligatoriu făcea sport. Chestia asta a fost foarte benefică, zic eu, pentru ce a însemnat dezvoltarea mea, ce a însemnat dezvoltarea colegilor mei, a românilor în general și a româncelor și a României. Am fost acolo, că asta era politica. Facem sport, să fim puternici, să putem face față factorilor din producție, din alea, din alea. Mm-hmm. Și trebuia să fii inteligent, pentru că nu știu dacă i-au gândit-o așa sau nu au gândit-o, dar eu totdeauna am zis, am fost un hard de calculator, care am fost upgradat cu școală, cu grădinița, așa, cu școala, cu alea, cu alea. Dacă ai un hard bun, poți să bagi un soft bun, din ce în ce mai bun, să-l perfecționezi și să obții rezultate. Dar dacă ai un hard slab, softul duce, dar la un moment dat rupe hardul. Și atunci, chestia asta, zic eu, acum, teoria mea, că era foarte benefică. Și au ieșit mulți campioni, am avut rezultate peste tot, sportul era susținut bine de tot. Era și o chestie de prestigiu. Era și o chestie de prestigiu, că politic, normal, acum lăsând deoparte orice, fiecare țară încearcă să obțină un prestigiu pe toate căile posibile. Pentru noi, poate România, una din cele mai posibile căi și mai corecte a fost asta cu sportul. Pe lângă ce s-a dezvoltat învățământul, ce s-a dezvoltat în cercetare, în fabrici, în toată industria românească care exista la acel moment. Și am dovedit noi ca popor că putem fi foarte performanți. Ce ne lipsește nouă este această unitate a noastră de a gândi, de a face, de a drege, de a trece peste niște obstacole care, acum să fim sinceri, mi s-au impus și mai ales am fost distruși ca să fim sursă ieftină de mână calificată de lucru și pentru materii prime.
asta facem acum. Noi dăm materii, dăm cu 5 lei și cumpărăm cu 10 lei. Afacere mare pentru noi. Da. Da. Când ați început voleiul? Voleiul l-am început în 1972. Da? Ca să, până am ajuns aici, am jucat fotbal la Progresul Timișoara, la CFR Timișoara. Erau cluburile acestea ale fabricilor. Iertați-mă că vă întrerup. E adevărat că ați mers către sport îndemnat de medici? Aveți o problemă? Da. E acel stern înfundat, nu? Exact. Care se cheamă deci, rahitism. Da, era semn de rahitism. Și cam mulți copii sufereau de treaba asta. De ce? Pentru că la momentele alea România venea după o perioadă grea, cu hrană slab calitativă și cantitativ. Și erau probleme. Deci, după anii 55 spre 60, lucrurile au început, din punctul ăsta de vedere, să se îmbunătățească. Și atunci sănătatea populației a crescut. Noi poate nu ne dăm seama. Dar și acum, dacă iei copii de ăștia de la țară, care mănâncă mai puțin, și au aceleași simptome care le-am avut eu, sau care le-am avut mulți prin anii 50, 40, 50, știu, și mai înainte, că nu au fost vremuri bune acolo, degeaba. Pentru românul de rând era sărăcie scris cu Luciu. Da. Și nu, asta a fost istoria, deci nu putem nega, zic eu. E o interpretare, o viziune a mea. Dar după treaba asta, doctorul a zis, trebuie să facă sport. Mai mult mergeam, mă scotea tata. Trebuie să vă dezvoltați capacitatea pulmonară. Să mișc, să alerg, să not, să orice, numai ca să umflu plămânii. Și că ăsta era cel mai frumos și mai natural mod de a regla sternul ăsta. Mm-hmm. Când plămânii se umflă, osul era în perioadă moale, era plastic, îl făceai cum vroiai, până la o vârstă. Și atunci asta a fost cu sportul. Atunci a fost sport, Mariusică, fă sport și dacă eram slab, subțirel și mai așa, erau alții mai mari, mai solizi, mai zdrave, tot am suferit, ba câte o lovitură, ba două, ba trei, ba coate, ba știu eu ce, tot felul de minuni, ok? Și până am ajuns în curtea blocului, eram acolo tineri toți, am de aceeași vârstă, jucam acolo vole, un băiat era înscris la clubul sportiv școlar, dar am mers, ia zic, am fost la CFR Timișoara, după aia la Poli, la secție de copii cât au avut și după aia am trecut, s-a înființat școala sportivă de elevi, SS Timișoara, după aia s-au făcut în timp așa, a devenit clubul sportiv școlar, dar așa am început. Deci, făcând atletism, făcând înot, făcând fotbal, făcând basket, handball am fost, rugby nu m-am băgat că acolo era dezastru. Mă bătea vântul și mă lua pe sus acolo, mă luau băieții ca cum te lua locomotiva de pe șina de cale ferată. În fine, și am început voleiul așa. Dar vă plăcea? Adică era doar o chestie de, domnule, am văzut pe copiii din curtea blocului. Deci noi în curtea blocului acolo jucam foarte mult, făceam foarte mult sport. Adică de la tenis, de când se fuma, normal. Juvenil. Ce nu făceam noi atunci? Dar cum să... Da, ajung și acolo. În curte la noi se putea juca tenis cu piciorul, tenis de câmp și jucam tenis de câmp și cu palete de ping-pong. Puteai să joci un basket acolo, o chestie improvizată, puteai să joci un volei, tot așa improvizat. Uh-huh. Ei, și aici, deci, ca să înțelegeți, activitatea asta sportivă era benevolă și, cum să zic eu, instant. Uh-huh. Păi ai venit de la școală, Ilo, Eci, Ițu, hai jos, pac, Petrică, hai, jucăm ceva acolo, încropeam ceva și jucam așa pe nivelul de vârstă care l-aveam, da? Da, eram acolo în curte, Hărmălaie Mare, părinții erau cu ochii pe noi tot timpul, adică nu se întâmpla să greșești, de multe ori chiar arbitrau partide de tenis sau fotbal sau nu știu ce, deci noi jucam în curte, ei erau aici, că așa permitea blocul să aveau geamul acolo. Și mai arbitrau și mai discutau ei între ei acolo când nu era ceva. Era atmosferă
frumoasă. Era un univers care era cumva creat în jurul mișcării. În jurul... Și blocul unde am trăit, mai erau alte blocuri prin jur, care veneau la noi, că era singurul teren, și acum e o parcare, dar era singurul teren mai de sport de prin centru, unde se putea face, nu erau mașini atunci, dacă era o mașină în curte, trebuia să avem grijă de ea să nu atingă mingea, că e dezastru. Da. Era un Fiat 850 de ala mic. Da, mă rog. Și când în bloc aici erau, asta era politica, erau puși, au fost aduși, deci de la muncitori, da, maestri sau ce erau, director de abator, director de fabrică de zahăr Timișoara, mai nu știu ce inginer șef de pe la OMT, mai nu știu care, uzina mecanică Timișoara, care era extraordinară prin ceea ce făcea atunci. Și nu numai. Dar când aveai toți oamenii ăștia acolo, când aveai directorul de abator, iar la noi în curte a fost o perioadă când veneau mașini, tiruri italienești, frigorifice de carne. Așa. Și ăștia veneau în fața blocului nostru, era un hotel, este și acum, Hotel Banatul. Ăștia veneau, se duceau la abator sau așteptau să intre la abator, sau mașina noi în curte. Ne aduceau pixuri, gumă de mestecat, reviste, șoferi italieni, care erau foarte simpatici. Da. Bine, ei după ce își făceau treaba cu noi, că noi stăteam pe lângă mașină, noi aveam grijă de mașină, ca să nu eram pasnici acolo. Ei se duceau și își vedeau treaba acolo, că asta era. Dar, cum să zic, a fost atmosferă frumoasă și aici vine partea cu fumatul. Că asta a fost, curtea a fost deschisă fără garduri în cele două capete. După aia s-a închis, n-au mai venit italienii aici, li s-a creat posibilitatea să tragă mai aproape de abator. Acum abatorul acela e desfințat. Și abatorul vechi, de pe lângă sala Olimpia. Și ăla e schimbat, are alte destinații artistice, mă rog, ce au ei acolo, ce s-a făcut. Dar și ăsta în Calea Lipovei, tot așa desfințat. Acolo s-a făcut molul acesta mare, nu în Timișoara, toată zona aia, acolo era înainte, până am plecat eu, cam era marginea Timișorii. Era acolo, deci când ajungeai acolo, vedeai câmpul liber, porumbul, cucuruzul, cum spunem noi bănățenii. Și asta era. Și acum acolo e o zonă ește clasă, adică de clasă. Da. Mai folosesc termen de ăștia mai... Imobiliar bun. Da. Și... Mă rog, Timișoara s-a dezvoltat foarte, foarte, foarte mult acolo. Da. Până și în contextul ăsta, de acasă, de la mine, din centru, până la sala Olimpia, când s-a făcut sala Olimpia, ce bucuros eram, făceam 10 minute, era sala 2, care e o sală, dacă o știți, în spatele hotelului Continental, mă rog, aia a fost grajda al armatei imperiale și turcești și austro-ungare și, mă rog, da, până la urmă a rămas o sală care a fost încălzită cu sobe cu cărbune, cu nu știu ce. După aia, când a intervenit puțin, așa, am mai crescut și noi, s-au pus calorifere, s-au făcut de alea, a devenit o sală de antrenamente foarte, foarte bună. Da. Și atunci, jucând de toate, de toate, de toate, de toate, pe la toate, până la urmă am rămas la volei. Că la volei, jucam volei în curtea blocului, și nu era durere, nu mă loveam de nimeni, decât așa... Nu era un sport în care se Nu era un jucători, sport în care să nu pot să fac față din punctul ăsta de vedere. Că, repet, fizic nu eram foarte, foarte... Eram acolo. Bătea vântul sau mama făcea glume cu mine. Bă, dacă deschid geamul, fii cu minte că dacă deschid geamul te fură ăștia și nu vin după tine. Da. Și cam așa au stat lucrurile. Și mama a venit antrenorul, adus de un băiat care făcea deja volei de la noi din bloc, n-am să-l lui niciodată, Pili Haci Dorel, așa-l chema. Băiat extraordinar, fain. A ajuns voleibalist? A jucat volei, dar nu la nivel mare de performanță. Rolul lui a fost să vă introducă pe dumneavoastră. Scopul lui în volei a fost să vă introducă să mă ia pe mine și pe mine să-l am vecin și să... A venit într-o zi antrenorul Neghiță Horhat la gard acolo, că deja puseseră gard la curte. A stat, m-a văzut cum mă jucam cu o fată, cu Ilon, ca Dumnezeu să o odihnească. Și ne făceam și noi ce credeam că facem acolo, că facem mai bine. Făceam și noi acolo. Da, ideea era, ne mișcam. Da.
Și m-a chemat, mi-a făcut semn, mi-a zis, nu mă băiete încoace. Și vin, pac, mama, tata, ce înălțime, m-a luat, mi-a întins mâna, a, destul de lung, brațele, alea așa, alea așa, a, dacă mă ocup de tine, pot să scot ceva din tine. Da, hai să vorbim cu părinții, părinții tăi. Când m-am dus cu antrenorul sus, da, am văzut tata cu antrenorul acolo, s-a uitat la mine așa un pic, da, bun, ce faceți, ce faceți, tovarășul Cătachițiga, tovarășul Horhard, tovarășul nu știu ce, păi uitați așa, așa, sunteți de acord? Da, suntem de acord, numai să nu, așa. Și tata a mers pe mare încredere în mine că mă țin de treabă și antrenorul și mă rog, și așa am început. Primele antrenamente au fost pase la perete nenumărate, de sus, pasa de sus, pasa de jos. Ce să povestesc? O grămadă de lucruri care păreau plictisitoare. Dacă treceai de perioada asta, zicea antrenorul atunci, dacă treci de perioada peretelui și de lucrurile astea așa mai puțin strălucitoare, da, facem treabă. Cu răbdare, cu o ciocolată, cu o de-aia, cu mai un maieu de ăsta, că am primit niște maieuri atunci, n-am să le uit alea, scriau România pe ele. Erau de la Lotul Național, cred că le-au portat și băieții de prin 72, da, pe acolo, cred. Că erau, și puneam maieuri, România ajungea undeva pe în dreptul stomacului, pe aici așa o largețe extraordinară. Mă rog, eram mândri, umblam. Da. Cine mai era ca noi în Timișoara, când ne vedea tricotul lumea, voi ce șmecheri sunteți, ce da? Ne aplaudau, adică ne aplaudau. Ne încurajau să mergem mai departe, să facem. Da. Și cum eram gașca acolo, toți, până ajungeam acasă, că se pleca în gașcă și după aia ne despărțeam, care cum, și ajungeam acasă. Și, na, asta era. Treceam puțin prin centru, ne vedea lumea, ne mai... Am mai trei momente când era un tovarăș la vremea aia, da? Un domn, ca să zic, care așa de mult îi plăcea cum veneam noi disciplinați, nu cu gălăgioși cum eram ca în gașcă, da, de fiecare dată stătea lângă o cofetărie și de fiecare dată când era el acolo și treceam noi pe acolo, când ne nimeream. Ne dădea câte o prăjiturică. Asta era o satisfacție extraordinară, fără pretenții, fără ceva, să fim cu minți, ne învăța să facem de alea, să facem de alea, că viața e grea. Mă rog, omul foarte bine intenționat. Da. Și păcat că nu știu cum îl cheamă, în mod sigur este decedat, dar a încercat așa, și alții pe lângă, a încercat să ne învețe ce e bun în viață. Adică nu să luăm ce e rău, să nu așa. Mă rog, ce era la nivelul și momentul respectiv. Ați încercat vreun moment, v-ați gândit vreo secundă să renunțați în perioada asta de început? Da, am avut. Adică v-ați săturat și ați zis, gata, nu mai trebuie voi. Da, am avut, normal că trăiești momente de astea. Că atunci când faci sport, vii de la școală, poate n-ai nota cea mai bună și n-ai cea mai frumoasă laudă din partea părinților. Și atunci, odată de două ori, trebuie să caut să remediez treaba asta. Școala. Cu școala și, mă rog, cu sportul am mers mai departe, că nu puteam să întrerup, că doctorul zicea, bă, fă sport, du-te, fă acolo. Adică chestia asta m-a ajutat, cum să zic, eram chiar speriat. Mă, dacă pățesc ceva, dacă, nu știu, ia să fac, bănuiam că asta e singura șansă ca să fiu sănătos și să îmi desfășor activitatea la modul normal. Și normal că cu toate greutățile astea, în orice drum are partea aia acolo, când vine și spune, bă, renunță, bă, fă de aia, bă, fă de aia. Toți trăim momentele astea, dar principalul este să vedem dacă e mai important scopul, luminița aia de la capătul tunelului, care după unii există, după alții s-a stins, după alții nici tunelul nu mai există. Da. Și atunci, mergând pe linia asta, am ținut mai departe să fac sport, am reglat și problema cu școala, nu în mod foarte strălucit, dar acolo să supraviețuiesc, da, să nu mai vină părinții. Să nu mai se sperie părinții că nu știu ce și nu știu cum. Pentru că, acum, orice minus de ăsta aduce alte minusuri. Și mergea așa într-o cascadă și era bine să nu intri în cascada aia acolo. Și atunci trebuia să mai din scurt să reușești să reduci toate riscurile de a te dezvolta negativ. Când ați știut că aveți un viitor
în volei? Când vi s-a spus sau când ați realizat dumneavoastră că aveți un viitor în volei? Că sunteți un tip talentat, un tip care e foarte bun în ce face. E puțin greu de spus, e o întrebare la pute, care niciodată nu mi-am pus-o, dar foarte bine că, uite, acum repede încerc să... Când m-am apucat de sport și când, după un an de zile, am reușit să arăt și eu a jucător de volei, adică știam pasa de jos, pasa de sus, știam să atac, știam să fac elanul de atac, știam să servesc, adică, na, când mai arătai, că decât acolo, începător. Am avut primele turnee, meciuri și am început să câștigăm. Da, că mai și câștigi, mai și pierzi. N-am început cu o victorie direct, dar am mers ușurel, ușurel. Am beneficiat în Timișoara. Da, și în 1974 am câștigat primul campionat de junior 3, parcă țin eu minte, desfășurat la Târgoviște. Și acolo am jucat noi bine, acolo echipa care am fost. Și au zis antrenorul, asta e echipa care, deci în 74, în 75, n-am pretenții. În 76 ne calificăm la turneul final de divizia școlară care era și trebuie, după aia trebuie să câștigăm acolo, să facem. Și na, fiecare jucăm. Nu eram interesat. Mă interesa să fiu bun, da. Eu. Deci aici am aplicat o mentalitate de atlet. Să fiu eu bun. Eu cu mine însumi am luptat să fiu bun. Și vis-a-vis de ceilalți colegi, și vis-a-vis de tot ce se întâmpla în jur. Da, și am zis, unde pot să dovedesc cel mai bine? La antrenament și în teren. Școala, deja vă dați seama că puțin era mai pe dreapta, dar nu... Nu de tot. Nu de tot, că nu puteam să o luați de tot. Și am început să câștigăm turnee, am început să avem meciuri bune și să fim remarcați la nivel local, dar normal, poate eram unul din cei buni din echipă de acolo. Odată poate era mai bun, altodată poate era altul, adică, na. Dar noi eram strânși acolo să... Câștigăm. Aveam mentalitatea asta de echipă să câștigăm. Și când făceam pregătirea fizică, alergări, pe alergam, așa ca idee, prin anii 80, 78, 79, 80, 800 de metri îl făceam în 1.57. Dar era un rezultat foarte bun. Adică în campionatul național de atletism eram și eu pe acolo puțin. Da. Și nu numai eu, și alții. Dar asta... Și... Când am fost selecționat la lot, în 1974, a fost o tabără la Râmnicu Vâlcea și s-a făcut un lot al taberei. Și am fost selecționat și eu. Mai puteau fi alții selecționați. Atunci era o problemă, pe cine să bagi în lot. Atâtea jucători erau, da. Că era o problemă pe cine iei. Mai lăsai un lot întreg sau două loturi, poate. Pe din afară. După niște ani, treburile s-au inversat. Pe cine bag în lot, când nu mai aveai pe cine. Pe cine, da. Nici 2, 3, 5, 10, 100 de loturi minus aveai. Da, și când am fost atunci, am zis, dacă am ajuns aici și așa, pe cum să fac eu, timișorean, antrenorul, mândrie, chestii, figuri, cum era la vremea aia. Da. Și am fost selecționat mai departe. Și am fost în lotul național de juniori, am avut un turneu în Bulgaria, ne-am întors de acolo, acolo a venit un salt foarte mare după acest turneu. După aia, cu echipa de club ne-am calificat turneele finale, am luat odată locul 5, după aia, în anul următor, 7-7, deci campionatul 17 7, ani, da? Da, 7-6-7-7, eram tineri toți, aveam. Am câștigat în 1977 la Brașov titlul de campion național divizia școlară, bătând echipe cu jucători mai mari decât noi. Și având niște trebuie. Și acolo am jucat, noi Timișoara atunci am câștigat meciul ăla cu atac din linia a doua, stil polonez Vojtović. Așa, de prin 74, echipa națională a României și a Poloniei s-au întâlnit la Timișoara niște meciuri. Deci polonezii ieșiseră campion mondial în 74, în 76 au fost campioni olimpici, i-au bătut pe ruși 3-2. Cu aceste atacuri... Era un model. Era un model, da, Vojtović, jucător de 2 metri și 10, cred, sau ceva de genul. Calități extreme, un bărbat foarte frumos. Foarte frumos. Deci nu era mirare că era o sală plină de... Și polonezii arătau bine. Și ai noștri băieți arătau bine. Când vin campionii mondiali și sunt frumos, mă, parcă i-ai mâncat de vin, nu știu, așa... Vorbeau doamnele pe acolo sau domnișoarele. În fine,
Și am adoptat stilul lor. Am mers într-un cantonament, în două cantonamente în Polonia, cu școala sportivă, am avut niște meciuri, o colaborare acolo. A fost foarte utilă colaborarea asta cu ei și mie mi-a folosit mult pentru că eu am învățat din școala asta poloneză foarte multe. Și cum am jucat, ce am jucat și așa, că am putut să fiu tipul de jucător universal, adică puteam să joc. Că multă lume mă știe de coordonator de joc. Da, eu am fost la bază trăgător. Așa. Coordonator sau ridicător, cum da. Se spune, am devenit pentru că nu dădea altul mai bine pasat decât mine. Deci eu am muncit pentru tehnica mea. Și ca jucător de volei să nu știi să dai pase de sus, de jos, depinde cum vine mingea, să nu știi să ataci, să nu știi să blochezi pe centru, pe extreme, să nu știi să faci preluare, linia a doua în zona 5-6-1, adică un jucător de volei și dacă vrei un rezultat, cam toți trebuie să știe 80% din ce am spus până acum. Dacă vrei o echipă capabilă. Okay. Dacă vrei o echipă doar așa, pe specializați pe niște treburi, ok. E bună și specializarea asta, nu zic nu. Dar la un moment dat, dacă nu se pupă cu celălalt, ce faci, cum faci, adică în teren trebuie să faci mai mult decât strict specializarea. Și erați într-o echipă în care totuși nu erau specialiști cum erați dumneavoastră, adică să facă toate lucrurile astea. Nu, care știam să facem de toate, nu știu, dacă stau să mă uit în istoria voleiului, am fost câțiva. Uh-huh. Și asta o spun acum cu puțină laudă. Dar au fost jucători. Deci noi, faimosul Karcz Kiraj, antrenorul actual sau antrenorul la Olimpiada trecută a echipei de feminine de volei a Statelor Unite. Da, asta a fost un jucător secund care știa să facă de toate. El reușea să lege de toate. El în meci nu prea trebuie să dea pase. A dat și pase și a dat foarte bine. Da, noi am avut jucători ca el înainte, în generațiile vechi. Iau doar un nume așa care îmi vine, Poroșnicu, Schreiber, mai era un Enescu Romeo, mai au fost jucători care puteau să joace chiar mai bine decât Karcz. Da, n-au avut șansa, înțelegerea sau înțelepciunea de a, și atunci factorii de decizie, antrenori și așa mai departe, n-au avut suficientă, cum să zic eu, viziune pentru a-i scoate în valoare pe fiecare și a-i pune acolo și când trebuie și cum trebuie și așa mai departe. Eu, primul meu contact cu echipa Statelor Unite, am rămas uimit de ce delegații au avut. Deci pe lângă jucători, care erau 12, să zici, de bază, dar mai aveau încă 12, uh-huh, care îi puteau folosi acolo. Și mai aveau și niște statisticieni. Și acolo erau în stare să-ți spună, da, că de-aia au venit cu microfoanele acelea, cu tot ce trebuie. Erau în stare să spună, măi, Gicu, scoate-l din teren, că urmează perioada lui când nu mai poate. Îl scotea pe Gicu din teren, ca să zic așa, pe americanul Gicu, și îl băga pe americanul Vasile. Și juca Vasile cât juca, băi, scoate-l pe Vasile, că acum e momentul lui Gicu. Da. Și făceau schimbările. Deci toate treburile așa de bine studiate și puse la punct. Deci nu numai pe bază de statistică, și medical, și tot, și tot. Da. Și acolo, oamenii, când i-am văzut, am zis, ăștia, noi în 84 trebuie să ieșim campioni olimpici, că e la noi Olimpiada. Da. Da, americani. În 81 i-am bătut 3-1. I-am bătut echipa care e și campioană olimpică, noi i-am bătut așa frumos, așa soldățește, ca să zic, ca pe front. Da. Dar numai că la noi n-a mai existat continuitate. După Universiada asta au venit niște campionate europene care ne-au spulberat. Adică atunci era scopul să câștigăm Universiada, după aia au zis, bă, distanța era mică, vreo lună jumătate. Nu mai eram în forma sportivă maximă, au venit europenele, n-am ieșit bine acolo și după aia cineva a zis după mine Potopul și Potopul s-a ales. Adevăr că din 81, gata, s-a cam terminat. Acolo s-a cam... Mă uitam acolo... și pe finalele de Cupa Campionilor. Dacă luați așa în timp de când s-a înființat Federația Română de Volei, medalia olimpică vin cam după 45 de ani. Ok. Ok? Acum, de când am câștigat noi Olimpiada, până acum sunt 40 și...
Doi de ani. Da. Ok? Eu zic așa că mai așteptăm să 7 ani ca să câștige echipa României un campionat. Nu, asta nu e ca la statistică. Nu e o statistică bună cu la americani. Da, vedeți, aici sunt diferent. Acum, băi, ne pregătim după o metodă nouă, avem altele mai faimoase, mai grozave, mai... Da, ok, sunt ok, da. Unde sunt rezultatele? Te pregătești mai bine decât ne pregăteam noi? Uitați un pic, asta e titlul. Dinamo București a câștigat Cupa Cupelor la volei, 79. 79 deci, în februarie. La distanță de 2 ani de la turneul ăsta despre care ne-ați spus, erați deja la Dinamo. Da, eu în 1977 am venit la București, la Dinamo. Cum ați fost transferat la Dinamo? Cum? Cu presiune? Făceau Dinamo și Steaua făceau presiuni pe tineri la toate disciplinele. Steaua cu presiunea cu armata, cu încorporat în armată. Dinamo mai făcea presiuni uneori cu dosarele de prin familie. Exista presiunea asta. Mai existau mijloace de a face presiune. Deci asta existau. Da. Dar în cazul meu, am avut acest turneu final de divizie școlară în 1977 la Timișoara. Adică până atunci, până la 16-15 ani, puteai, da. A venit momentul 77 și am câștigat acest turneu final cu liceul din Ploiești. În final. În finală, care avea o echipă foarte bună. Componenta a fost și Săniuță, a fost ministru de interne și politician, mă rog, băiat, Săniuță Marian. Dar am câștigat. Și am câștigat, am fost conduși cu 2-1 la seturi și 12-6 în setul 4, care toți vedeau că e setul decisiv. Și atunci am avut noi așa o tresărire de orgoliu, timișorenii. Ne-am strâns și am zis, mai jucăm numai cu atac din linia a doua, nu mai jucăm pe filo, că echipa adversă avea un blocaj foarte bine organizat și o apărare corectă. Ok. Foarte corectă. Adică dacă trebuia să muncești mult ca să-i depășești. Și atunci am zis, bă, dacă tot am jucat un campionat întreg și ne-am câștigat cu atac din linia a doua, de ce nu jucăm cu linia a doua? Că toți vreau pe fileu. Mă, la blocajul ăsta, la apărarea lor, așezarea lor în teren, în apărare, și n-ai cum să faci. Și am schimbat tactica de atac și am apăsat pe serviciu, am căutat să servim cât mai dificil. Aveau o preluare bună, dar un pic i-am scârțit acolo. Așa. Și am zis, dacă vine mingea la noi în teren, e mingea noastră. O recuperam frumos, pasă linia în doua, veneam eu și mai aveam un coleg Urzică care mai ataca, care ulterior a jucat la Baia Mare, după aia a jucat și la Sălaj, la Zalău, nu la Zalău, la Șimleu Silvaniei. Acolo mulți jucători s-au dus la doctorul Căldare într-o perioadă. Da, după care a plecat în străinătate și a fost acolo de activitate. Acum am înțeles că a revenit. Dar jucam cu atacurile din linia a doua. Și așa le-am spart blocajul, așa le-am spart apărarea, pentru că erau obișnuiți, aveau rutina asta să vină să se pună niște puncte fixe, care erau mai avansate. Noi nu puteam să atacăm mai pe 6 metri, 7 metri, că nu puteam din linia a doua. Ei nu săream să zici că nu știu ce. Și atunci noi atacam toate mingile noastre, cădeau pe 8-9 metri. Deci pe ultimii 2 metri acolo. Și de aici au fost oamenii noștri. Am revenit, am câștigat 15-13, atenție. Câștiga 15-13 setul ăla, deci de la 12-6 la 15-13, ceva similitudine cu Steaua în finala aia de la Bruxelles. Și în setul 5 am beneficiat și de o pregătire fizică mai bună, că am spus, noi alergam, făceam, trăgeam și putea să dureze meciul și 3 ore, că o echipă de regulă după o oră jumate cade din punct de vedere fizic, sau poate 2. Dacă să reziști și 2 ore să joci, trebuie să alergi, să sari, să ridici greutăți, e mult de muncă. Fiecare zecime de milimetru sau știu eu, sutime sau fiecare, cum spuneam noi, fiecare celulă trebuie construită. Ori asta dura. Și am câștigat că am fost mai bine pregătiți, am câștigat că ne-am
orienta mai bine cu tactica de atac și, cum să spun, era păcat la 2-1 și cât era scorul 12-6, cum am zis, să vezi pe masă acolo, deja puneau tricourile de campion, cupele, medaliile. De ce să nu le luăm noi? De ce să le... Asta a fost atunci, pe moment. Okay. Adică în toată nebunea care a fost la meci, am avut câteva chestii care... Iar antrenorul nostru, care s-a pus în genunchi, mă băieți, e șansa voastră, haideți, vă rog frumos. Da, asta e momentul, s-a pus în genunchi. Da, s-a pus în genunchi și, cum să spun, să-l vezi pe Neanghiță jos. Prima dată când vedeam pe Neanghiță al meu în genunchi, rugându-ne, pentru că până acolo era cu bastoane, cu bețe, cu... pompe, că era un antrenor dur, dar ne iubea. Pompe, stați așa un pic, explica, povestiți. Mai încerca, adică cine nu făcea, cine nu asculta de el sau nu știu ce. Pompa și... de un flamingi. Pompa de un flamingi. Ori zbura, o pompă normală care era acolo, așa. Dar era zdravănă. Te lovea una de aia, simțeai, dar avea și Bulan, o a avut la un moment dat, prin cantonamente. Bine, îl mai... punea pe spatele dumneavoastră? La cei care meritau. Aha. Și dumneavoastră meritați unul? Eu n-am meritat. Adică eu m-am ferit. Aș putea aici să povestesc o fază... Știți de ce vă tot întreb? Pentru că Stelian Moculescu, fost jucător în 72, da, plecat în Germania, rămas la Jocurile Olimpice, povestea că asta era o chestie care, cu care n-a fost de acord. Cu modul dur al antrenorului de a disciplina jucătorul de volei, tânărul jucător de volei. Bătaie, înjurături, nu era de acord cu chestia asta. Bine, acum îi dau dreptate și nici eu n-am fost de acord. N-am fost de acord, dar am înțeles că trebuie să muncesc ca să nu se supere omul ăla pe mine să fac. Ok, era o chestie de frică, muncea și de frica lui un pic. Poate și de frică, dar că noi eram țahe și copii și suntem oameni mari și suntem distrați și nu executăm ce trebuie și alea și alea. Adică în anumite momente cred că trebuie și așa ceva. Dar nu la modul dur, nu la modul... Adică trebuie să asculte și copilul puțin. Ok. O asprime poate verbală, dar o asprime verbală, nu strică. Nu strică poate nici o așa, cum îi zic eu, o tangentă. Nu să dai copilul să sufere, mai mult să-l faci să râdă și să te îndrepți spre el să... Ok. Adică, cum să spun, așa luat, după toate legile de acum, nu sunt de acord. Dar... Copilul ăla trebuie educat, că de aia îi spune educație. Trebuie educat. Da, pe noi care am înțeles să fim cuminți, nu de frică atâta că luai bătaie de la ăla. Era o distracție. Cum venea el să dea după noi, era distracția lumii, că parcă jucam de-a bața prinsele. Dar era rău dacă cădeai, dacă te atingea. Da. Era, cum să zic, era o lovitură, nu erau două, trei sau asta. Așa o fază am trăit la Târgoviște în 1974 în vestiar. Cineva pe mașina noastră, bătusem pe toți și mai aveam un meci de disputat, final. Și cineva a scris, Timișoara, campionii, nu știu ce, pe acolo. Și a văzut bătrânul, în vestiar, mă, aveți grijă ce faceți, cum faceți să nu jucați prost. Am jucat și lui nu i-a plăcut evoluția noastră, adică ne luase deja valul un pic așa, că eram campion și oricum îi băteam și nu știu, bă, câștigați, dar să nu faceți de rușine. O pierdeți, muriți la gâtul ăla, să nu vă faceți de rușine voi. Adică să știe că în viitor sunteți peste ei sau ceva acolo, ok? Și ceva nu s-a întâmplat și n-am fost noi toți foarte în regulă. A intrat în vestiar, nu s-a uitat, era un vestiar îngust așa, și a început să împartă pumn stânga-dreapta, care cum a pus. Care a reușit să se ferească bine, care nu. Majoritatea s-a oferit, vă dați seama. Dar când a făcut, cum să zic, în vestiar, 6 metri, 6 metri dus, 6 metri întors, făcând ca morișca cu pumnul, cu alea, cu alea, cu alea. Da, cum să zic, când ne-am văzut jos, o treabă, când ne-am văzut jos, că noi ne-am pus repede jos, că știam... Niciodată nu a venit să ne lovească. Ok. Nici să ne amenințe, nici să ne... S-a dus mai departe. Da, și după ieșirea asta a antrenorului, stai că ceva se întâmplă. Am stat noi de vorbă, copiii, de cât puteam să fim noi de înțelepți la momentul ăla acolo. Și noi, acolo, cum era momentul. Și am zis, bă, gata, hai să începem să jucăm, să facem că... Dacă pierdem dintr-o prostie. Și de ce să greșim noi? Să greșească ei acolo. Și atunci am căutat să jucăm cât mai bine ca să
greșească adversarii și noi să câștigăm. Deci au fost și momente de astea. Acum, am câștigat, că de-aia am zis, am câștigat campionatul. Acum, așa, ca paranteză legat de metodologia asta sau de pedagogia antrenorului, a învățătorului, copiii sunt copii, unii merită să și alții nu, dar atâta timp cât reușești să păstrezi o relație corectă cu el și de vesel, adică copilul trebuie să simtă că ții la el. Dacă simte că ții la el ca antrenor și ca profesor, te va asculta, te va urma, eu sunt convins de treaba asta. Da, copilului trebuie să îi dai doza lui de iubire, de înțelegere, de că nu tot se dezvoltă la fel. Unii sunt mai învață mai bine, nu cum e la școală, unii învață mai bine, sunt de nota 10, alții sunt de nota 4, 5, 3, 2, da, dacă îl încurajezi și îl înveți și îi arăți că nu e chiar așa de urâtă materia asta. Poți să faci treabă cu el. Și asta trebuie urmărit. Okay. Deci eu cum să spun, și am urmărit chestia asta în educația copiilor mei cât am putut. Am trăit eu prin niște momente. Mă, trebuie să știi tu mai mult decât copilul. Poți să te comporți ca un copil, ca să te simte el aproape, să nu știu ce, dar trebuie să înțeleagă că el trebuie să înțeleagă că tu ești un copil mai mare și că îl ajuți și că îl protejezi. Dacă nu reușești să realizezi treaba asta, cred eu, nu ai treabă. Și problema mare în educația noastră, acum puțin, poate să fie unii de acord, poate să nu fie de acord, dar noi, cum să zic, mulți suntem ca funcționari. Am venit, am scris cifra în tabel, în pătrățelul cu tare, ne-am făcut datoria, am plecat. Nu ne mai interesează ce se întâmplă. Nu, cu copiii, cu totul altceva. Cu oamenii. Uh-huh. Relațiile de lucru între oameni la diverse locuri de muncă ar putea să fie mult mai bune, fără să se îmbolnăvească unul. Se îmbolnăvește unul de diabet pe bază de sistem nervos, de exemplu, pentru că șeful, șefa nu înțelege, nu știe, nu face, nu drege și se comportă. Sau, nu să zic șefa. Da. Oricine. Dacă ar fi și relațiile astea interumane mai civilizate, astea trebuie civilizate, dar în urma unei educații, mă, uite așa, lucrurile ar merge mult mai bine, cred eu. Dar revenim la copii. Copilul trebuie educat de mic, trebuie să ai răbdare, trebuie să îl iubești, să-i arăți dragoste, să-i arăți protecție, indiferent că ești mamă, ești tată. Da? Și părinții lucrează, fac cât fac, își dau și ei acolo cât pot. Dar baza este în școală. Dacă n-ai în școală profesori de genul ăsta, și sunt unii care urmăresc, știu eu, când cresc fetele mai mari, umblă după ele, că sunt cazuri, din păcate. E deranjant, mă doare să văd că se întâmplă, și mai ales în branșa de profesor de sport. Nu zic că și în cealaltă. Că sunt cazuri când copiii vin, fac ce fac, pentru că nu e nimeni să-i învețe, nimeni nu stă lângă ei. Din punctul meu de vedere, cum aveam noi atunci, învățătorii, profesorii, în pauze, își duceau catalogul, își luau catalogul, mai veneau câteva minute mai repede pe holurile școlilor. Și, băi, ce faci, cum faci, cum e aia, cum e aia? Adică erau mai implicați. Ok, mai interesați. Mai interesați, da. Mai aplicați spre meseria lor. Și, cum să zic, din punctul ăsta de vedere, aici poate să-mi spună mie cine ce vrea, profesorii de atunci, 90%, hai că să las și un 10% acolo, că nu totul e perfect, nu? Au fost mult mai corecți și mai aplicați pe educație decât acum. Nu vreau să jignesc, că sunt și acum foarte mulți, foarte ok. Dar, din păcate, stau retrași. Vă întorc la transferul la Dinamo. Transferul la Dinamo, da. Uite, vezi cum ne duce discuția de colo-colo. A fost simplu. Am câștigat acel campionat la Brașov, care ala a fost, mi s-a părut atunci, culmea rezultatului meu. Ca junior, sigur, asta a fost acolo, în plan intern. Au venit, înaintea turneului final, a fost turneul final de seniori, 1-6. Da, Dinamo a câștigat, Steaua locul 2, Baia Mare locul 3, mă rog, Poli Timișoara locul 6, parcă, sau 5, Brăila, au avut echipă acolo. Deci au fost centre care au mai avut și momente de gloire. Antrenorii au rămas să vadă și turneul de copii. Deci cel puțin de la Dinamo au rămas două persoane.
Și, da, uite ăla, uite ăla, uite ăla, că na, și ei căutau să se gândească la viitorul echipei mari. Nu? Și au venit la mine, deci n-au mai așteptat 2 ani de zile ca să termin junioratul. Au venit la mine, uite, eu sunt, Dumnezeu să-l odihnească, Gicu Constantinescu. Extraordinar om. Extraordinar. Place să cred. La Dinamo mi-a fost, că tata era la Timișoara, mama, nu știu ce, dar el a fost tată, mamă, bunic. Ce era el în club? El era, lucra la cabinetul metodic de el, a fost un mare antrenor de volei feminin, a fost un foarte bun psiholog, un foarte bun metodist, un om de o înțelepciune, adică când spunea ceva, dacă nu le enervai și îl lăsai pe el să vorbească, să judece, să alea, avea o logică impecabilă. De, deci nu puteai să nu zici ca el. Și când un om de ăsta pune ochii pe tine și te vrea și el vorbește și nu știu ce, a fost senzațional. Am zis, da, vin. Vin. Condițiile fiind care? Erați încă în... Și stați deci, să vă povestesc. Am plecat de la Brașov, la Timișoara, da, ne-am fost cu un autobuz, un TV din acelea, pe benzină. A, ce aventuri și cu ăla, ce frumos a fost. Și am ajuns la Timișoara. Sunt tati, că aveam 25 de bani și eu cu tata întotdeauna aveam o chestie. Mă suni când vii. Unde ești, faci ceva, sun. Am ajuns în Timișoara, tati, sunt la Olimpia sau știu unde eram, ajung 10-15 minute, ajung acasă. Ok. Când ajung acasă, tata deschide și dă o palmă. Așa, scurt. Așa. Și tati, ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Am făcut nimic, am fost la Brașov, am jucat, am câștigat, uite aici, ala. Erați super mândru. Eram super mândru, da, eram pe hol, n-am să uite. Palma n-a fost ca să doară. Așa. N-a fost să... A fost acolo, băi, atenționare. Ok. Adică la tata o atenționare era atenționare, nu... Așa. Nu. Și hai în casă. Ce caută domnul de la securitate la mine? Dar mă, era cine, tată? A să vezi, și intru în casă, eram și eu curios acum, da. Am înțeles repede motivul, că tata era îngrijorat. Clubul Dinamo ajunsese acasă la dumneavoastră. Nu, clubul Dinamo era înaintea mea. Și intru și când îl văd pe Neagicu Constantin, Neagicu, ce bine îmi pare să vă văd. Și fusese tot așa răposatul, Dumnezeu să-l odihnească, Nea George Eremia, care a fost antrenor echipei mari. Deci antrenor echipei mari de la Dinamo a venit acasă la cine știe cine acolo să le ia la Dinamo acolo. Okay. Adică se-a scoată lumea mare, nu? Și Nea George, ce bucur, eu îi cunoscusem acum la Brașov și eram prieten. Și tata, ai grijă cum vorbești cu tovarășii. Și Neagicu, tărșul Cătachițiga, lăsați că băiatul e bun, e așa, 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 uitați, astea sunt, vrem să luăm, îl transferăm cu școala, îi asigurăm cazare, îi asigurăm masă, îi asigurăm un salariu, facem și avem grijă de viitorul lui. Dacă el se ține de treabă și e serios și nu știu ce, dacă nu, vi-l trimitem acasă, dar oricum în condiții mult mai bune decât a plecat. Ok. Ok? Deci a fost o discuție cu avantaje, dezavantaje. Da. Pentru mine cel mai mare dezavantaj a fost așa, cum trebuie, că, na, mai greu te desparți de părinți, chiar dacă ai o vârstă. Să rup de părinți, da. Da, și a trebuit să mă rup de părinți. Și de prieteni. Promisiunea era că o dată pe săptămână sau o dată pe lună merg acasă, da. Lucru care nu s-a întâmplat. Pentru că pregătirea era pregătirea, meciuri și toate, deci nu era. Dar asta a fost, am trecut peste asta. A trebuit să muncesc mult la Dinamo ca să fac față la echipa mare. Deci am ajuns să fac și culturism. Cum? Povestiți-mi un pic. De era Nea Cosma. Deci erați un... Eram un țăr acolo. Ce se întâmplă? Săream la blocaj, ataca Tutovan, da? Sau Dumonoiu, sau hai să zic, Udișteanu, care avea umăr, avea spate, avea, de când loveau mingea aia, vorba aia, fie se făcea castravete, fie ieșeau lacrimi din ele. Deci erau oameni de calibru acolo. Și o să sar la blocaj, vine țâșbâște acolo două crenguțe să pună mâna acolo. Eram pe minge, eram ok, dar când ei loveau mingea, mă dădeau pe spate, eu cădeam pe spate și asta era. Și bă, nu poate să...
dureze așa, mă. Okay. Și ce pe lângă pregătirea fizică și personală care mi-am făcut-o acolo, deci n-am renunțat la alergări, multe, multe alergări, mulți kilometri, multe ore. A trebuit să mă duc la Nea Cosma, la sala de culturism, halterea Clubului Dinamo. Unde era velodromul? Unde sunt velodrom acolo. Cineva, deci, dar nu mai știu. Velodromul ăsta este... Apoloist mi-a povestit, Dinu Popescu mi-a povestit că mergea... Da, mulți veneau acolo pentru recuperare fizică medicală. Okay. Acum, eu am avut și probleme, am făcut și recuperare fizică medicală, că a trebuit. Știa Nea Cosma niște exerciții, de fapt cei recuperarea fizică medicală la ora actuală, știa și Nea Cosma, a pus mulți fotbaliști și mulți sportivi pe picioare, fie că erau de la Steaua, Dinamo sau de oriunde, care veneau și sufereau și avea loc și timp, îi ajuta. Că pe unii putea să-i primească, pe alții nu, că erau prea mulți sau așa. Și m-am dus acolo, el m-a văzut, știa, de fapt în club când am ajuns toți antrenorii, și sportivi, veneau la sala de volei, noi mergeam acolo, dar m-au văzut și pe mine acolo, zic, tu trebuie să vii, treci pe la mine. Da, Tania Cosma, trec pe la matale. M-am dus și uite, faci de asta, faci de asta, faci de asta, ca să nu te mai dea la peste cap, să nu știu, că el m-a văzut să. Da, da. Știa, când m-am dus acolo, știa rețeta mea cap-coadă. Uh-huh. Și, pe lângă antrenamentele zilnice cu echipa, eram aici. Culturism, a zis? Culturism, da. Am spus să fac și eu un pic. Acum nu se mai vede că el m-a pregătit, mi-a căutat să mă dezvolte pe lanțul muscular specific voleibalistului, dar a zis, mă, nu poți să te dezvolt numai așa, te dezvolt un pic mai multilateral, că unul fără altul nu, nu merge. Da, da. Și atunci am zis, cum îmi plăcea mie, da, mergem, îmbrăcăm frumos, arătam și eu într-un fel cu mușchiuleții mai... Umflați, nu umflați cu substanțe, cu siringă. Deci a trebuit să fac chestia asta și asta s-a văzut. Adică după... În cât timp s-a văzut? În cât timp ați simțit că nu vă mai dă peste cap un șut puternic? Deci cu antrenamente zilnice, da? Cât se putea, deci zi de zi și un an de zile. Abia am simțit că aș putea să. De-abia după un an de zile? Da. Și asta a însemnat mult. Okay. Aș putea să spun și mai repede, dar las un an de zile pentru că e mai corect. Okay. Și treaba asta a continuat până, adică a mai continuat câțiva ani de zile, până când n-am mai putut să merg la el din cauza că eram plecat mai tot timpul în cantonamente. Iar în cantonamente, antrenamentele de forță, nu prea îmi plăceau. Uh-huh. Dar trebuia să le execut cu mare drag și plăcere. Okay. Și n-am mers pe ordinul, dacă e ordin cu plăcere. Da, da. Am executat-o de plăcere până să vină ordinul. Pentru că asta a fost o, să zic așa, ca o fac eu bine, să fiu lăudat. Mie îmi place să fiu lăudat, să vă spun sincer. Când nu sunt lăudat, mă deranjează așa, ceva nu e în regulă, ceva parcă n-am făcut bine. Deși știu că am făcut bine, da? Asta e. Că și aici, lauda la timp, mult aduce. Știți cum e vorba aia? Vorba dulce, mult aduce. Dacă s-ar ști chestiile astea, lumea ar fi mult mai motivată și mai din inimă. Și asta a fost. Și după un an de zile am ținut acolo, am început să fac una altă. Bineînțeles că mai au avut loc și accidente, mai un deget strâmb, mai o ceva, mai o nu știu ce, la spate, la... Că astea apar. Da. Vrei, nu vrei, apar. Însă, fiind tânăr, recuperarea a fost corectă, rapidă, revenirea, că, de exemplu, pentru niște degete date peste cap, după aia, ca să-ți întărești toate tendoanele, toți mușchii de aici, trebuie să faci niște exerciții și e atâta de migăloase și aparent zici că, bă, n-ai nevoie de ele. Dar eu, avându-le, constatând că ceva nu e în regulă și că trebuie să fac eu ca să rezist la niște treburi, am făcut eu să fac, să strângem, mă rog, multe. Și am încercat să fac pentru tot ce înseamnă corpul meu. Okay. Ca să fiu ok, să mă accidentez dacă este, să mă accidentez cât mai puțin grav și să n-am probleme. Eu când am avut probleme, am avut probleme la ficat, am avut o hepatită, am avut probleme la diabet. Deci alte chestii decât alea fizice. Okay. Pentru că astea fizice, dacă m-am pregătit, am învățat să cad, am învățat să mă uit... Trebuie să te uiți pe stradă pe unde calci, cum calci, trebuie să te uiți
la oamenii de pe lângă tine, să știi, să iei o distanță mai mare sau mai mică, depinde cum îi apreciezi, că toți au un potențial și nu știi de care este. Atunci e bine să lași un spațiu, cum se spune, de siguranță între tine și cei din jur. Și atunci lucrurile ușor, ușor se clarifică și devin mai frumoase și mai plăcute. 79 Cupa Cupelor, ce vă mai aminti? 79 Cupa Cupelor a fost o deplasare, am efectuat-o cu trenul, în primul rând. L-am avut pe fostul secretar general sau președinte al Federației Române de Volei, Dobincă, un om extraordinar, deschis, viziune. Deci, am întâlnit niște oameni în perioada aia senzaționali. Și nu prea am întâlnit acum. Dacă am avea oameni, mulți oameni de atunci, acum, ar fi mult mai bine. Vă spun. Cu sufletul și deschis și cu mâna pe inimă. Și nenea asta, tovarășul Dobincă, că așa îi plăcea să-i spun, a luat cu el niște valize, vreo 4 valize, dar valize, nu de astea cum sunt acum, valize de alea mari, cu carne, șuncă, slănină, ceapă, ouă fierte, ce n-avea în 3 valize. Ok. Pentru el sau pentru toată lumea? Pentru toată lumea. Așa. Dar, zicea, până ajungem la destinație, la Roselare, acolo am câștigat, în Belgia. Până am ajuns acolo, na, că pe drum era, n-aveai bani. Diurna care o aveam noi era mică, mititică. Da. Și atunci am luat mâncare cu noi, care, ce, cum o apucat. Și trăgeam niște mese pe drum, în tren, senzaționale. Și intram în compartiment, că eram 16, 17 de toți, intram câte 4. Ca să, deci, la masă era și cu încă 4, 5 în compartiment, ca să mâncăm repede, că după aia hai repede. Deci mâncăm, eram în tura a treia, că eram juniorul și mai puteam răbda. Nu, și normal era așa să fie, pentru că na, titularii să se simtă bine, să facă, să dreagă, adică că și la meciuri le puneam mingi la dispoziție, la 4-5 mingi date lor, mai duceam și eu pe acolo, dar dacă unul venea și aia dă mie mingea că nu știu ce, trebuia să-i o dai, că asta era. Și am plecat așa, am mâncat, am ajuns acolo. Acolo, dacă protocol să-i duci la un restaurant sau pe unde nu existau bani și așa mai departe, atunci valizele astea au funcționat foarte bine. Și discuțiile erau la modul, mă, să fiți corecți când arbitrați. Măi, gazdă, ai venit, vino aici. Și aveam meci, de exemplu, cu Levski Spartak Sofia. Îi aduceam și pe ei la masă. Serios? Da, adică nu era o problemă. Era să fim prieteni, să jucăm corect și să ne despărțim cu amintiri frumoase. Asta era ce vroia tovarășul Dobincă. Okay. Și noi, la urma urmei. Și, cum să spun, lucrurile s-au desfășurat așa, atât de frumos și elegant și fără dispute de astea că a fost dublă, că n-a fost, că a fost fileu, că n-a fost fileu, fără ciupituri de astea, care de multe ori dau peste cap tot meciul. Și, cum să zic, am câștigat frumos, câștigat 3 meciuri, nu, 2 meciuri cu 3-0 și 3-1 cu Bulgarie. Aici n-au fost ruși. Și ne-am descurcat, am venit cu cupa, ne-am dus la Bruxelles, unde am încercat să-i susținem pe colegii noștri. Atunci juca Steaua, exact atunci. În Cupa Campionilor. În Cupa Campionilor, în turneul final. Da. Au jucat finala cu cehii de la... Cu Rudah Vezda, Bratislava. Da. Deci mai în urmă, cu câțiva ani de zile, am fost la Bratislava. Chiar la... Era Steaua Roșie, Bratislava, da, de fapt. Chiar la sala unde jucau ei în campionat și așa mai departe, și era un mare panou, așa, cam cât e panoul dumneavoastră din spate acolo, cât sunt monitoarele, și era echipa lor, Steaua alături, și am câștigat Cupa Campionilor, am bătut pe Steaua și descriau cum a fost meciul, și mai ales setul 5 ăla era cel mai frumos repet. Setul 5 în care Steaua a condus cu? 8-1. 8-1 și a pierdut cu 15-9, da. Cum? Erați în sală? Eram în sală. V-am spus, pe greșeli de conducere a echipei tehnice. Deci n-ai făcut un time-out, mai aveai 2 timpuri de odihnă. Aveai 6 schimbări, 3 duble sau 6 simple. N-ai făcut nimic din toate astea. I-ai lăsat, cum să zic,
dacă cine a fost acolo, antrenor, nu spun, a fost ca un general care și-a trimis trupa la sacrificiu. Sau cum a pierdut Napoleon la Verdun. I-a trimis la sacrificiu. Știa că nu poate, dar i-a băgat acolo să-i măcelărească englezii. Și așa și aici. I-a lăsat în teren să moară. Și chestiile astea lasă amprente în timp. Oricât ai vrea să te degajezi de ele, nu poți. Lasă. Pentru Dinamo a fost totuși bine că Steaua n-a câștigat Cupa Campionilor în 79. V-am spus, pentru eram umbriți de rezultatul. Da. Era totuși Cupa Campionilor, era prima. Peste, da, era. Corect. Acum, dar pe de altă parte ne-a părut rău. Oricum, 79 a fost un an bun, cu rezultate bune, prevestitoare de medalie olimpică, ca să zic așa. Sau în 79, în toamnă, se desfășura campionatul european. Am plecat cu... Au plecat, eu n-am fost în Franța atunci. Da. Au plecat băieții, am fanfar, ca să zic așa. Toate bune, frumoase, câștigă primul meci, câștigă al doilea, al treilea cu francezii, nu știu ce. În fine, nu s-au calificat în 1-6. Calificați în 1-6, sigur aveau o medalie. Deci echipe finalistă, Cupa Campionilor și câștigătoare de Cupa Cupelor, Naționala nu reușește să prindă primele șasele europene. Exact. De ce? De ce? Asta a fost o problemă. Același volei care avea 10 din 9, finaliste din 10 în Cupa Campionilor în anii 70. Aici sunt multe lucruri de discutat. Este, pentru că, vedeți, cupa asta sau cupele astea, una pierdută, una câștigată, au creat și în campionatul intern cine bate, cum bate. Pentru că Steaua a câștigat campionatul 77-78 pentru că Oros a fost bolnav de hepatită. Și noi am pierdut un meci. Și dumneavoastră ați fost bolnav de hepatită? Și eu am fost, de ce? Mai târziu. Care era explicația? Adică... Eu până mi-am dat seama că sunt bolnav de hepatită, cred că a trecut o lună. Și am avut o evoluție ciudată. Mi s-a creat la nivelul gambelor ca o șosetă roșie. Deci era un roșu din acesta care e pe fondul. Și oboseală mare, oboseală și nu știu ce și nu mai pot. Gata. Hai să mergem, facem analize. Dacă la început s-a crezut că este o problemă dermatologică, pentru că unii așa au zis, băi, e o chestie dermatologică. În fine, internat aici la Grozovici, la dermato, un doctor. Aici iar am întâlnit niște oameni, am întâlnit foarte multă lume faină, okay. Și aici ca doctor. Și da, doctorul șef la dermatul la Grozovici a făcut analiză odată, a făcut de două ori, mi-a dat niște medicamente. Mie, din cauza faptului că n-am mai făcut efort și am stat liniștit și am mâncat mai de regim, a început să se retragă această șosetă. Da. Și asta la analiză, zic, bă, nu-i de aici, e altceva. Și mi-a făcut, m-a comandat, era greu atunci și cu substanțele și cu, adică te descurcai, trebuia să te enervezi un pic. În fine, doctorul s-a enervat în locul meu, a zis, tu stai liniștit că rezolvi-o. Și a făcut rost de substanțe, mi-a făcut un rând de analize și exact ce a bănuit. Hepatită. Hepatită. Și atunci, hai să mă internez la hepatită. Nu m-a lăsat. A trebuit să mă duc la club, ăștia, măi, du-te la spitalul militar, care secția de contagioși tot aici la Grozovici era. Mă duc acolo, era un domn doctor care, eu am zis, bă, uite, domn Toarșu, doctor, sunt, mă tot curta unul de la civil să mă duc acolo, un doctor. Și asta zice, nu te duci acolo, ești militar. Aici e secția militară, ești contagios militar. Așa, vii aici. Bun. Și m-am dus la el. Ordinul, cu plăcere. Da. Da. Așa eram eu puțin supărat că nu m-am dus acolo. Că nu știu ce, dar până aveam să constat că mult mai bine, adică faptul că a insistat omul ăsta, deci a fost o chestie, să zic așa, predestinată. A insistat el pentru mine. Bă, dacă tu ești fraier și nu vrei să fii sănătos, lasă că sunt eu deștept și te fac eu sănătos, știi, dacă tu nu. Și vii aici. M-am dus și m-am băgat într-o cameră, erau 4-4, mă rog. Dar aici iar e mult de povestit pe lângă. Și m-a lăsat să stau în short, în tricou sau mai eu. N-aveam voie să ies afară în orele de... când puteai să ieși din cameră, zic, tu ieși după ce intră ceilalți. Deci puteam oricând să ies, numai în orele alea să nu ies. Și vă dați seama că am avut tot parcul, tot Grozoviciu, un
la dispoziție. Îl aveam la al meu, da. Dimineață, seară sau știu eu cum era acolo. Mai ales că faza contagioasă trecuse, deci am fost mai contagios și mai periculos în prima lună, când eram în cantonament la Forban, la cabana okay. Steaua acolo, decât aici. Și, da, m-a luat doctorul de la Dermato, i-au discutat între ei și m-au lăsat. Și omul ăsta a mers pe o chestie psihică. Mă, să te simți bine. Adică nu ești un pacient ca oricare alții, în sensul că acolo era foarte multă strictețe. Era dezolant când vedeai saloanele alea. Mă rog, ele erau curate, erau, nu da. Pot să zic. Dar erau dezolante așa. Da, cui convine să stea la spital? Mai ales cum era atunci. Și mai ales când știai că pe acolo trecuseră o grămadă de alți foști bolnavi și da. Așa mai departe. Da, și m-am băgat în camera asta de patru, mi-au mai adus un băiat, a mai venit un domn care a fost șeful muzicii militare pe Ministerul Apărării Naționale. El era cu muzica și cu parada când venea Ceaușescu sau veneau președinți de stat, un domn moldovan, sau moldovan sau moldoveanu aici. Dar extraordinar, tip de o, cum să zic, orice puteai să vorbești cu el, în orice domeniu, era un tip foarte cultivat, foarte ok. Sta cu el, ne-am simțit bine, după aia a venit băiatul unui tovarăș, am făcut avioane, am lipit avioane din acelea, știți cum era, tu, alea ruse. Le-am pus pe acolo, am avut reviste, am avut ce n-aveau voi alții. Sau... Deci, cu ei cu noi au făcut atunci o terapie. O terapie altfel decât... Okay. Și acum trebuia să dovedească că totul e ok, da? Stau o lună și jumătate acolo, mai venise un băiat care lucra și el la muzica militară și facem analizele. A venit o lună jumate, bă, facem analizele dimineața, vin după amiază, dezastru. Dezastru. Nu erau bune deloc. Bă, nu se poate că am făcut aia. Doctorii, bă, ce ați făcut? Erau ei nebuniți, că nu știam... Ce să ne mai certe, ce să ne... Că noi eram deja, nu știu, cred că aveam niște fețe de... Spuneau totul, nu mai trebuia să ne zică nimeni nimica. Eram noi supărați pe noi. Și, în fine, pleacă acasă o asistentă care nu uită să ne lase o sticlă cu vișinată, un litru. Așa. Și a zis, mă, vin mâine, o iau, că n-am acum să iau, să fac, să nu știu. Îi spuneam motoraș la doamna asta. Excepțional. Am scăpat în vișinată în seara aia. El jumate, eu jumate. Da. Mă rog, când am simțit noi că așa, ne-am culcat. A doua zi, măi, ce facem, cum facem, că vine. Mai bem noi puțin apă, dar prea puțin sau prea de aia. În fine, acnea, sânge, analize, dă-i de alea, de alea. Și acum așteptam să vedem. Și ne făceam noi gânduri, mă, dacă iese rău, ne luăm, fugim, nu mai băgăm în seamă pe nimeni, adică era o prostie da, ce vreau da, noi să facem, da. Dar aici te duce și așteptăm vizita de după amiază, de la ora 5 sau cât era. Și vin cu analize. Bune. Vin doctorii, să vedeți aici, deschide unul ușa. Noi stăteam cu minți, eram da, acolo, parcă da. Sfinți ca noi, nu mai erau. Da. Și am stat așa, a venit unul, s-a uitat, bă, am auzit niște discuții pe afară, bă, du-te să vezi dacă nu crezi. Da. Eu acolo eram frumușie, graș, galben de graș, vorba, nu eram galben, dar trecut să răm de față. Deci eu n-am avut galbenea la hepatit, ok? Și vin ăștia cu analizele, mă, bă, ce-ați făcut? Ca analizele alea de era așa, la 24, așa, la. Și ne-am dat în stambă. Au zis că a ieșit și urmă de alcool. De unde? Da. Păi acum, dacă am băut și noi jumătate de litru de vișinată, asta a fost. Că noi eram hotărâți să mergem, să ne tăiem sub limbă, să facem tot felul de... Hai, ce nu era atunci? Și i-au apucat râsul pe oamenii ăștia. Efectiv, i-au apucat râsul. Mă rog, analize bune, ia mai stați voi 3 zile, că treaba se întâmpla luni marți. Deci ia stați până la sfârșitul săptămânii ca să fim siguri de voi. Și am mai stat 2-3 zile, ne-au luat analize înainte de a ieși, cu o zi înainte de a ne externa. Și au ieșit analizele foarte bune. Care era explicația? Nici ei n-au știut să explice. De singura chestie, dacă ei au încercat să trateze prin atmosferă, prin bună dispoziție, printr-un
printr-un psihic, o chestie psihică ridicată bună, am zis, mă, asta au făcut-o, a intrat și asta în metodă, da? Ei n-au prevăzut chestia cu alcool. Poate că au fost greșite analizele, poate că au avut un mare. Pe asta au zis și ei, mă, sunt greșite, sunt făcute, au fost, au analizat, au făcut acum și ala ca să scape, probabil că dacă au fost greșite le-au ascuns. Uh-huh. Dar oricum, una peste alta, noi deja eram sănătoși. Ok. Da? Acum că am băut noi aia și, și așa, dar asta a fost, deci, a fost râsul și a rămas mult timp acolo în spital. Bă, beți banilor, ați venit să... Mă rog, nu ne-a zis așa, erau simpatici. Dar a fost o chestie... Da, era o chestie frecventă, hepatita, că de aici am pornit, printre bolivaliști. Păi atunci, în anul acela, în 85, am făcut-o doi, eu cu Gârleanu. Okay. Altfel, până atunci, n-au fost cazuri, da, nici fiind... după. Probabil am fost și Oros în 70. Și Oros în 70. Dacă la Oros se presupune că a căpătat această hepatită în Turcia, a fost o balcania de la undeva la Adana, ceva. Dacă se presupune că acolo s-a îmbolnăvit, la mine și la Gârleanu, se presupune că ceva înainte de, sau la Cabana Forman. Aha. Da, făceați la Forban, era Astele Forban. Astele, da, dar mai mergea Lotul Național, mai făceam chestii și deci, aveam antrenori de la... Okay, adică colaborări de genul acesta existau, că na, baza sportivă nu era senzațională peste tot. Și atunci trebuia să te încerci să te lipești acolo, acolo, pentru acolo. Pentru că acum e inadmisibil ca Dinamo să se apropie de Forban. Sau de la o vreme încolo era inadmisibil să se apropie. Dacă ar exista... ce spuneam mai înainte, înțelegere, bunăvoință și factorul pozitiv în așa, cred că s-ar putea rezolva niște treburi. Bineînțeles că nu poți să rezolvi înaintea priorităților clubului Steaua sau invers. Da. Dar lucrurile se pot, că nu o să te chem pe tine în cantonament la mine și după aia mergi și mă bați. Da. Beneficiind de condițiile bune de la mine, să zic așa, nu? Da. S-ar putea discuta, s-ar putea face treaba asta. Echipele naționale, din câte știu, niciodată nu au avut opreliști de genul ăsta. Jocurile Olimpice 80, bronz. E practic singura performanță mare a naționale adunată din niște jucători fabuloși care aveau performanțe cu echipele de club, însă niciodată, vorbeam mai devreme, n-au făcut o națională care să aibă niște performanțe. A fost o națională din jucători foarte valoroși, dar poate niciodată o națională închegată. Da, o echipă închegată. Aici, după 79 și mai ales după momentul europenelor ratate, obiectiv ratat, clar. Deci a fost atunci, țin minte că la televizor era Tudor Vornicu, meciurile erau transmise în direct, adică Tudor Vornicu la momentul ăla și cine a aprobat, au făcut niște chestii senzaționale, să vedem direct ce se întâmplă acolo. Erau așteptări mari, Cupa Cupelor câștigată de Dinamo, bineînțeles, Steaua finalistă. Bineînțeles, și echipă, jucători de jucători, adică din două echipe, puteai să faci două echipe liniștite. De... România A, România B. Da, și nu știai care pe care, să zic așa, acum. Cu puțină în fază, dar era un rezultat care era de așteptat și toți l-așteptam și țineam pumnii. Am fost la campionatele europene în 79 de tineret, am ieșit unul din primii 6 jucători, adică în sextetul de bază al campionatelor europene. Aveam, jucam, făceam, fi pe atac, pe asta, nu pe partea ridicată. În fine, și când am strâns la Târgu Mureș, înainte de europene, ultimul cantonament, s-a muncit pe rupte, s-a făcut, adică treburile erau foarte, mergeau, păreau că merg foarte bine. A venit dezastrul ăsta de la europene, după care s-a suspendat campionatul și ne-am... Suspendat din ce cauză? Ca să începem pregătirea pentru calificările... Pentru Jocurile Olimpice. Pentru Jocurile Olimpice. A, deci fusese o mare dezamăgire și trebuia reparat. Și atunci ce a fost parte din octombrie, noiembrie, decembrie, cantonament la greu la Galați, la Alexandria, la mai știu eu, și muncă, muncă, muncă și iar muncă. Okay. Deci stăteam și 8 ore în sală. Deci era o situație de criză în volei după rezultatul mare, de la Europa. Foarte mare. Okay. Și trebuiau, cum să zic, și jucătorii care au participat acolo și noi ăștelalții să-i susținem și fiecare căuta să-și repare reputația, ca să zic așa. Și ne-am pregătit, am fost la un turneu în decembrie cu echipa a doua,
Am avut o comportare foarte bună acolo și am pierdut foarte greu la CSKA Moscova. Puteam să-i batem. Da? Ne-am scăpat. Așa, nici ața printre degete nu trece așa ușor cum ne-au scăpat atunci. Și să bați o echipă rusească. Era ceva da. Și ce mândri eram noi. Da, eram după meci, după ce am pierdut, eram mândri că totuși ne-am bătut de la egal la egal cu ei. Și atunci și noi acolo, și cu ei acolo, adică ăștia care au stat acasă, m-au zis mai repede asta. Da. Hai să mergem la, și s-a luat hotărârea să mergem la calificări. Era și șansa să nu mergem. Dar aveam o șansă, a fost acolo și un joc de rezultate și așa. Ok, hai, mergem acolo. Ne-am dus, am câștigat mai puțin meciul cu bulgarii din finală, care Bulgaria-România pe locul 1-2 eram deja calificați. Nu mai conta cine, nu mai era conta. Doar o chestie de prestigiu cine câștigă turneul. Da. Da. În grupă am bătut America, că mulți zic că da. Nu știu ce, că a fost invazia sovietică, că a fost ce a fost la Olimpiadă, boicot, dar americanii au fost la turneul ăsta, noi am avut adresă. Nu se luase decizia să boicoteze încă Jocurile Olimpice. Nu, din... nu. Deci ei participau în calificări. Au participat fără probleme, da. Deci nu s-a pus problema. Okay. Deci până prin februarie, aprilie, lucrurile au evoluat. Și noi am văzut americani 3-0. Nu greșesc dacă spun că într-o oră de când a început meciul, acolo 2-3 minute înainte de a se face oră, eram la vestiar, la duș. Asta însemna o surclasare adversară. Bine, sigur. Deci cine spune că nu știu ce, bun, echipa aia care a fost la calificare în 80 a fost schimbată total, așa fac ăștia, schimbă totul și reclădesc. Au venit în 81 la Universiadă, i-am bătut, ei s-au dus peste 3 ani, au câștigat Olimpiada, noi am rămas acasă că așa n-a fost viziunea corespunzătoare. Și în 79, pe 25, parcă decembrie, Rusia a invadat Afganistanul, la cererea guvernului afgan la momentul respectiv, o orientare comunistă. Ok, au intrat acolo până când s-a dezmentit și lumea, până când au avut informațiile necesare, până când nu știu ce, când zona aia plecau greu niște informații. Până când s-au trezit unii ce și cum, hap, știți cum a fost, acum chitcă. Da, armenii au suferit mult în istoria lor. Până s-a aflat de suferința lor, a trecut un an. Cam așa și aici. Da. Așa, luând ca repere în istorie. Și după aia a început, hai că boicotăm, că facem, că drăgem. Dar la Olimpiadă, peste tot, la cel puțin la individuale, au fost și americani, au fost și toți mulți. Dar au participat sub drapel olimpic. Ei nu al țărilor lor sau nu știu ce. Deci a fost, până la urmă a fost o olimpiadă, rezultatele, cel puțin în volei, nu pot fi contestate, alea au fost calificate pe bune, au fost cele mai la momentul ăla, în urma calificărilor și medalia e perfect valabilă. Erați rezervă, dar în meciul cu Brazilia ați avut un rol important. Un meci cu Brazilia, o forță în volei, câștigat de Naționala României. Da, a fost acolo echipa nu prea era în totalitate așa, nu era într-o scăzuse într-o puțin armonie, în forma sportivă, nu, că altfel deci pentru Olimpiadă sau cel puțin după europenele astea din 79 pregătirea pentru Olimpiadă din echipă. Au fost multe chestii și a fost o atmosferă faină. Ok. Deci s-au renunțat, cum am spus, la orgolii, la una, la alta, hai mă, facem, dregem, că după aia toți ziceam, nu mai ajungem colonei, nu mai avem salariu, nu mai nu știu ce și greu, odată ce ai luat-o la vale, greu te mai urci. A existat această înțelegere, s-a făcut treabă sau nu știu ce, da, și la Olimpiadă, am stat mult acolo, ne-am dus, Olimpiada cât a durat, 2-3 săptămâni. Noi ne-am dus cu încă 2 săptămâni înainte ca să intrăm în așa. Și la meciul cu Brazilia era clar că ceva nu mai funcționa din punct de vedere fizic. Era oboseală. Da. Oboseală acumulată și psihică și fizică. Și meciul ăla n-a fost unul din cele mai fericite ale noastre, așa cum s-a derulat. Și atunci când m-au băgat pe mine în teren, a fost o chestie de ori. Că atunci când zice un antrenor, nu spun vorbele, deci trebuie să pui bifă, da. Da? Să te văd de ce ești în stare.
Asta v-a zis antrenorul. Da, și când te bagă în teren, în zona 4. Așa, adică pe... Pe fileu. Pe fileu. Pe extrem. Da. Da? L-a scos pe Günther Enescu, care n-a mers foarte bine atunci. Și în alte meciuri a fost ok. Da? Aici a fost, repet, toată echipa a fost, nu numai el de bine sau ăla sau ăla. Da. Acum problema era că nu putea să-i schimbe pe toți. Se pare că pe el au găsit mai vulnerabil. Și atunci, hai să încercăm și cu ăsta. Chiar așa a fost. Hai să încercăm și cu ăsta. Hai, ăsta vine să intre, hai să, adică, să te vedem de ce ești. Și când intri în zona 4 și ai posibilitatea de atac, deci posibilitatea de a intra de pe margine, mai puțin încălzit sau încălzit, dar fără tot ce însemna orientare în teren și asta pe acolo, e destul de dificil. Am depășit, să zic, momentul, au servit brazilienii, am preluat noi, preluare mai slabă, pas obligatoriu la mine și am zis, mă, fac tot ce fac, dar ăsta e atacul vieții mele. Așa am gândit. Așa. Deci îmi tremurau picioarele, îmi tremurau tot. Da? Când am văzut că vine mingea la mine, gata, nu mai e timp de distracție. Și am sărit, am căutat să atac cât mai lung și n-am atacat foarte tare. Am atacat plasat, am atacat peste un blocaj, că era un om mic la blocaj acolo. Și am atacat spre zona 1, ăștia au venit mai în față, am dat peste ei, exact ce știam eu mai bine, 8-9 metri. Ok. Că asta am învățat și de pe fileu, de la polonezi atunci, cu atacul ăla din linia a doua, unde s-a dat și ăsta. Acolo nu mă mai bate nimeni, nu mai mă ajunge nimeni. Am atacat acolo, am preluat, am luat serviciu, am servit noi și atacă Bernardo Rezende, care a fost antrenor la echipa brazilă, acum e echipa, antrenor la echipa Franței. Da, și ăsta avea o mișcare foarte interesantă așa, o mobilitate în umăr și un umăr foarte zdravă, venea, se uita în ochii tăi, deci eram la blocaj așa, el se uita în ochii mei, cum te uiți tu la mine, da? Și la un moment dat, când vedeam mâinile unde le ai, unde le pun. Și după aia te făcea doar din mișcare. Deci nu-și mișca ochii, nu-și mișca. Te făcea aici. Și avea un poanier foarte bun, o lovitură în încheietură și te ocolea. Și eu m-am sărit. Cam cum pasează acum fără să se uite anumiți basketbalist sau jucători de fotbal. Da. Asta, no look, relațiile astea în teren, când reușești să le faci, practic te hipnotiza cu ochii și manipula mingea. Ești de Harlem. Știi? Da. Când o echipă reușește să facă chestii de genul ăsta, ești de Harlem. Okay. Basket, pac. Că i-am văzut și acum, ai făcut mare drag și plăcere. Și s-a uitat în ochii dumneavoastră. Și s-a uitat la mine, pac, eu m-am dus așa, că acolo în prima fază părea. Dar știam că face mișcarea. Știa strucul. Și când l-am văzut și a apărut puțin zâmbetul, cum îți apare ție acum, m-am dus pe diagonală. Și l-am blocat aici, l-am blocat, nu i-a venit să creadă. Facem punctul 10 pe faza asta. Servim din nou, tot le el atac, acum de data asta s-a simțit că i-a căzut puțin mâna, mai cu frică că el, până atunci nu fusese blocat, deci asta era, avea ascendentul ăsta asupra noastră că nu-i blocat. Hai, l-am blocat, ia de aici, vorba aia. L-am blocat, a doua oară i-am agățat mingea, recuperare, pas la mine, pun mingea în pământ, 12-11. Iau ei serviciu, luăm noi serviciu și batem 15-13 într-un final. Da. Bineînțeles că eu în teren a trebuit să fac să fiu un agitator pentru toți. Dă-i palme, dă-i de alea, să-l scoți pe câte unul altul din starea în care căzuse, vei vedea cu că le-au căzut umerii, gata, ăștia pierd, nu mă, hai, sus, avem treabă, că nu știu ce. Și asta a fost, deci, pe lângă partea asta, ce-am recuperat, ce-am făcut, ce-am atacat, ce-am așa, și-am întors rezultatul. Am jucat și setul următor. Ceea ce nu credeam, că am câștigat setul, m-am dus, gata, hai să-mi iau lucrurile, training-ul, să mă duc la locul meu acolo, să-mi văd de flotările mele, de abdomenele mele, de nu știu ce. Că și asta cred că a fost un faptul că m-a băgat, că dintre toți care eram acolo, toți erau mască. Și zic, asta e, se mai întâmplă, păcat că și eu făceam acolo, mă încălzeam, mă țineam. Și probabil că am fost cel mai încălzit și atunci, hai, vino tu, că oricum ai jucat bine, oricum ai făcut la antrenamente, oricum te-ai nu știu, hai să vedem de ce ești în stare aici. Și spre bucuria mea și a tuturor am ieșit bine. Și faptul că am rămas și în setul 4 în teren a fost extraordinar.
chiar m-am simțit bine, chiar am jucat bine, chiar am fost util echipei. Pentru că acum am fost util echipei, da? Deci, că ceilalți au dus greu până atunci, aveau și ei nevoie de un ajutor. Am venit și o rezervă și am făcut acolo. Viața de rezervă e grea. Țin minte că Brebeanu sau Țopescu, Dumnezeu să-l odihnească, a zis de rezervă, chiar de, cu referire directă la mine. După, da. Și, cum să zic, viața de rezervă e grea, dar e și frumoasă, mai ales când intri și nu se simte lipsa titularului. Când te porți și trebuie, ca rezervă, asta e, trebuie să joci mai bine decât titularul. Nu să-l egalezi pe el, mai bine, că de-aia ai schimbat, că dacă joci ca el, n-ai ce face. Deci trebuie să joci mai bine decât el și poate decât cu echipier. Și aici, că văd multe, am văzut multe meciuri de fotbal și de-aia, mă, ca rezervă, ai rolul tău acolo, că toate sunt cu un rol în echipă, dar trebuie să te ții de treaba aia. Vrei să fii titular? Eu îți dau șansa să fii. Da, dovedește. Da, și chiar și când ești rezervă. Dovedește. Și când ești rezervă. Că pot, sunt unii jucători care au, cum să spun, intră în teren, joacă foarte bine, dar dacă îi pui titular din capul locului, nu joacă. Sunt dezastru. Și atunci mai bine sunt oameni care sunt, păi, rezervă, intră acolo, 3 minci dacă ating și joc bine sau asta, am ieșit afară, mi-am făcut treaba. Am repus echipa pe drum. Și să rămâi și mai departe și așa, contează foarte mult. Și normal, dacă joci și asta, la cât joci și câte atingeri de mingi ai, e normal să și greșești. Nu poți să nu greșești. Normal. Ideea e să te pregătești să nu greșești, dar nu poți, că și adversarul ăla joacă și ăla știe ceva acolo și știe să-ți facă viața amară, dacă poate. România s-a calificat în semifinale, dar a pierdut semifinala cu RSS 3-0 la Moscova. Da, am pierdut 3-0. Acolo am jucat, iar m-a băgat antrenorul să joc, chiar de la început. Și m-a lăsat tot meciul. Am avut, eu personal, așa am fost mulțumit de mine, am avut evoluție bună, dar pe ruși, exact o lună înainte, îi bătuserăm 3-0, echipa de bază. Da. Deci a fost un meci de 3 ore și vreo 20 de minute, 3-0, atenție, 3-0. Și în Belgia a fost ăsta, un preolimpic. Și, cum să spun, rușii au tras învățăminte că dacă jucăm bine și aia, putem să-i bată. Bine, n-a fost cazul, că n-am mai putut prea mult noi. Nu că n-am fi vrut, era ideal, îi bați rușile acasă, poveste cum a bătut handbalul la Olimpiadă. Da. Da, de la 9-6, 12-9 a câștigat handbalul atunci. Nu m-a păcat că i-au bătut sârbii sau nemții, că acolo la handbal erau nași între ei acolo. Rușii pe noi, noi pe ruși, sau nu, noi pe ruși, rușii pe nemți și pe... Eu mai luau bătaie de la sârbi, mai nu știu ce. Fine, aici era jocul, nemții băteau pe sârbi, nu știu cum dracu întotdeauna câștigau cu sârbi, la handbal vorbim. În fine. Și, mă rog, am pierdut 3-0, dar a fost un meci frumos, un meci bine văzut de public acolo. După care a urmat finala cu Polonia, același meci cu Polonia, aproape în grupă ne-au bătut Polonia 3-1. Acum am bătut noi 3-1. Și vă dați seama, satisfacția și toate astea au fost maxime. Că și un vis al nostru, mai ales al celor care au mai fost în 72, Orus Dumonoiu, Unae Pop chiar. Adică sunt niște lucruri care s-au legat într-un mod... Locul 5 a fost în 72 cu echipa. Da. Da. Și aici a fost locul 3. Da. Care s-au legat foarte frumos. Acum, repet, lucrurile puteau să evolueze mai bune, exista acea atmosferă de lucru pozitivă și alea. Da, asta nu mai spune. Știu, că... dar pe pagina noastră de Facebook am văzut dimineața, în timp ce mă uitam la poze, un tip care a fost în 72, Enescu, va acuza că a fost scos din lot după o ședință într-o cameră, lotul din 80. A fost scos pe linie de partid, susține el, în cameră la o ședință. V-a trimis un mesaj la o postă. Am văzut dimineața, a rămas cu gura căscată. Enescu Romeo. Da, Romeo Enescu, exact. Un jucător și căsătorit cu Peggy, cu Iuliana Enescu. Un cuplu extraordinar, sportiv, talentați, mai mult decât Moldova Oaselor. Așa. Excepțional. Romică, el a avut viața lui foarte pasională, așa, foarte,
cu urcușuri, coborâșuri, el un băiat foarte isteț. Numai că și-a pus pe glume non-stop. Și nu numai. Și el a fost la Steaua Jucător, a venit la Poli Timișoara, aici a luat-o pe Iuliana, pe Peggy, aici s-a căsătorit. El un jucător talentat, numai că i-a plăcut să mănânce, știu ce i-a plăcut, a pus kilograme pe el. El a venit în cantonament pentru că putea să facă niște treburi. Dar, așa cum s-a pus problema după 1979, după europenele din 79, că revin, hai, încercăm cu unii, cu alții, au fost jucători, că mai fost un jucător, Hânda, Nelu, la Brașov, care a fost, dar mic de înălțime. Iar după europenele din 79, sau Păușescu, sau Ion Aurelian, sau știu eu acum, jucător excepțional, jos până rea, am învățat de la ei. Însă, după 79 s-a pus foarte mult accentul pe întinerirea echipei și pe creșterea medii de înălțime. Și aici a fost, eu am ajuns să fiu mai specializat ca ridicător, coordonator de joc. Alții au fost mai specializați ca trăgători, dar eu puteam să fac de toate. Adică eu puteam la un moment dat să suplinesc ce nu pot să facă alții. E, în cantonamentul acesta, care a urmat, și vă spuneam, după 1979, după septembrie la octombrie, a început procesul ăsta de întinerire, de ridicare a mediei de înălțime, de schimbarea stilului de joc, mult mai rapid, cu pase mai rapide, că foștii jucători vreau pase mai plouate, cum spuneau ei. Și atunci am mers pe pase mai rapide, drepte. Nu, dacă nu erai în aer să te întâlnești cu mingea sau dacă tu, ca și coordonator, nu-l nimereai, cine știe pe unde ajungea mingea aia. Și Neanicu Sotir, domnul Băleș și el fie, și Tudor Stelian, toți trei au murit, din păcate, au venit cu absolut... S-a schimbat, practic, filozofia națională. Nouă mentalitate, nouă filozofie, noi condiții și problema era. Vă convine? Bine. Nu vă convine? Iară bine. Pe Romeo Enescu, cum știu eu lucrurile și nu vreau să jignesc pe nimeni, nu vreau să-i scad cu absolut nimic valoarea nimănui, nu mă interesează chestia asta. Dacă ar putea tot să fie sus, să fim toți sus acolo, ar fi super. Dar el e un jucător foarte tehnic, foarte bun. De la el ai avut ce să înveți. Și el la antrenament era folosit, da, bă, vedeți ce face nebunul, ca așa îi spuneau. Vedeți ce face ăla, vedeți aia. Da, și trebuie să învățăm. El, din punct de vedere fizic, era un pic ponderal, supraponderal. A făcut el față cât a făcut la pregătire sau la nușe. Aici au mai fost discuții între el și celălalt jucător cu care a mai fost coleg la Olimpiada în 72, deci un Oros Dumonoi, un Aie Pop și mai știu eu pe acolo. Mai discuții, nu era momentul să mai dezgropăm morții, ca să fiu sincer. Ai venit, facem, ajuți, ok, vrei să facem, facem, acceptăm, hai la muncă atunci. Nu era un loc de alte discuții și de scos inimi din piept și de făcut atmosferă. Că totul s-a... Că aici a fost un conflict între Romeo Enescu Hânda, între ei doi între ei, după aia ei doi cu ceilalți jucători. Și la un moment dat totul nu mergea bine. Și dacă la un moment dat s-a luat și decizia după calificări, mai sau mai încolo, zic, ca să liniștim atmosfera, nu-i mai chemăm. Nu mai chemăm. Așa. Că nu avem nevoie de discuții și de comentarii. Pentru că acum toate echipele din Europa crescuseră media de înălțime. Și ruși. Și era Zaitsev, ridicător, tata lui Zaitsev din Italia. Da? Și el avea 1,93 m, 1,94 m. Și ăla sărea de rupea. Deci nu mai era acolo unul mic la blocaj peste care puteai să te joci. Nu. Sărea bine, băga mâna bine, un simț al blocajului foarte bun. Și atunci, cum să zic,
nu puteai să-ți devii vulnerabil jucând cu jucători mai scunzi. Mm-hmm. Am înțeles. Ok. Asta a fost ideea în mare. Și el a rămas totuși cu o frustrare. Aici sunt, au apărut normal. Și aș fi fost frustrat. Și mm-hmm. am avut și eu, poate, momentele mele de frustrare și asta. Dar dacă am stat să raportez doar la mine, la egoismul meu, aveam dreptate. Da, puțin raportat și de asta trebuie un pic să ne raportăm și la ce în joc. Nu strică să fii un pic egoist, dar nu să deranjeze și să strice. Dacă egoistul poate să ridice, e ok. Da. Dar nu. Și atunci antrenorul, mă rog, colectivul tehnic și federația și toate chestiile care s-au... Pentru că trebuie să știți că au fost foarte multe vizite medicale, de tot felul. De la fizic, de la psihic, de la alea, de că s-au făcut niște evaluări. Asta este. Uh-huh. Și s-au căutat soluțiile cele mai bune, cele mai compatibile, să fie persoanele cele mai compatibile acolo. Știindu-se istoricul la fiecare, la alea, nu au fost perfecte, deci să fim înțeleși. Nimic nu a fost perfect, da? Se tinde măcar spre perfecțiune. Și atunci dacă 70 nu era acceptat, trebuia să fie peste 80% compatibil. Și atunci lucrurile s-au rezolvat în situațiile în care s-au rezolvat. Și deci, plecând de la peste 80%, am ajuns la peste 90%. Am ajuns să nu mai avem niște probleme decât așa, care, 5% care nici nu mai contau. Nici nu mai contau ca importanță, ca... Cum ar fi? Dați-mi un exemplu. 5% asta. 5% discuțiile astea între jucătorii Steaua Dinamo. Sau între ceilalți jucători. Adică rivalitatea asta. Asta a căzut rău de tot. Uh-huh. Și mi-a părut bine că s-a întâmplat așa. Pentru că dacă în alți ani nu reușeam să ne descoperim noi așa ca oameni, da? Acum am avut ocazia. Și a fost o ocazie extraordinară și benefică pentru tot ce s-a întâmplat. Și aici este rolul antrenorilor, este rolul doctorului, este rolul multor. Chiar și acestui toarăș de care vă povesteam cu valize. A mai fost în 81 în Palma de Mallorca cu valizele sau cum? Da. Cupa campionilor? A fost, tot bine, n-am mai venit cu valizele acelea. Spuneți-mi povestea Cupei campionilor, ultima pentru echipă de club din România. Cupa campionilor atunci a fost superbă, adică traseul a fost entuziasmant, așa să zic, ca joc, ca rezultate. Acum nu mă întrebați cu cine am mai jucat și cum asta, că nu mai... Okay. Dar am ajuns meciul decisiv a fost cu ÇSKA Moscova, 3-2. Meciul decisiv a fost acolo, dar până am ajuns acolo au fost niște evenimente frumoase, pe transport, pe una, pe alta. Ce s-a întâmplat de dansul? Păi ne-am plecat într-o deplasare în Serbia, Republica Socialistă Federativă Iugoslavă, deci de la granița, de la porțile de fier, 120 de kilometri, aproape, Banatul uh-huh. sârbesc, să zic așa. Banatul e mare, puțin acolo. Și a trebuit, iarnă, munte, zăpadă, drum îngust, ne-am întâlnit cu două autocare, coboară, noi eram cu un Iran național, dacă știi cum arată de ăla. Eram cu unul de ăla, doctorul Vasiliu, care l-aveam cu noi, Dumnezeu să-l odihnească, ne spunea bancuri, noi împingeam mașina, sârbii au coborât și ei, ne-au ajutat să împingem, mi-am ajutat și noi să împing autocarul, pentru că așa cum te uiți, așa eram jos, era o prăpastie, nu era adâncă, dar și 10 metri erau destui, și 2 metri erau destui, nu trebuia să fie cine știe. Da, hai să trecem, am trecut, am ajuns acolo, o primire senzațională, prietenia, noi eram răciți, am răcit stând afară, era o iarnă de asta. Sau a fost o zăpadă umedă, cu ceață, cu aia, adică e numai bine să te îmbolnăvești, știi? Și noi, făcând efort acolo, transpirați, vai, deschide-te, mai nu știu ce, mai alea, în fine, ajungem acolo, mâncăm, ne cazăm, toate bune și frumoase. Până ajungem la sală. De în clipa în care am ajuns la sală, ne-au zis, mă, vestiarul vostru e acolo. După aia, parcă nici nu ne-au cunoscut, s-au purtat cu noi, cum nu se poate mai... Rece. Nepoliticos. Aha. Știi? În fine. Începe meciul cu scandal, cu nu știu ce, cu alea, că nu știu, fine, o grămadă de amănunte de astea. O sală plină, erau vreo 2000 de... Asta e din meciurile de până în turneul final. Până în turneul final, că ajung sau... Și imediat, să spun asta. Da. Știi, și îi batem pe sârbi, primul set.
După ce am bătut primul set, sala s-a golit de trâmbițe, de urlete, de tot. S-am jucat într-o tristețe totală. Ăștia, la un moment dat, că nu mai aveau cum să se califice. Nici măcar nu interesa victoria de așa, că știau că pleacă de acolo. Da. Am câștigat 3-0 fără probleme acolo și ne-am văzut de treabă. Și am ajuns la Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, și trec direct la meciul cu rușii. Velicogradiște. Velicogradiște, da. 3-0 la București și 3-1 acolo. Da. Deci a fost meci. Da. Deci, ca atmosferă. Înainte ați bătut pe Levski Spartak în optimile de finală și în primul tur, să văd dacă Dinamo a jucat în primul tur, să le spunem oamenilor povestea. Nu, Dinamo n-a jucat în primul tur, văd. Nu. În primul tur nu, a mers direct în turul 2. Cu Bulgaria am câștigat parcă trei... Exact, Cibași. Deci atmosferă cum am avut aici la bulgari, la turci, la sârbi. V-au bătut în prima manșă, Levski 3-1 da. Și apoi 3-0 Dinamo la București. Da, și eu am intrat după întorsă, mă rog, probleme. Era toată echipa, dar am reușit să ne calificăm. A fost, a fost atmosfera... Să le spunem oamenilor, patru echipe. Da. Dinamo, ŠSKA Moscova, Gvardia Wroclaw, care era o echipă, o nouă forță văzută a voleiului, și ultima echipă din Finlanda, Pieksämäki. Pieksämäki. Da. Și na, bați, nu mai știu ordinea, dar i-am bătut pe finlandezi. Vă spun eu ordinea, dacă vreți. Spune-o, te rog, și spune și scorul. A, și scorul vreți să vă spun. Dacă îl ai, dacă nu l-ai, nu te mai chinui. Atunci am, da. Nu pot să vă spun scorul. Nu, las. Spune doar. Nu, Dinamo Pieksämäki 3-0 e primul meci. După aia, al doilea meci cu Gvardia Wroclaw, tot 3-0. Deci, așa, i-ați scos din sală aproape. Da. Și ultimul meci, Dinamo ŠSKA Moscova, 3-2. Pe seturi, 15-11 pentru Dinamo, 15-9 pentru Dinamo. Deci 2-0 la seturi, Dinamo mai avea un set nevoie să câștige. Și aici, 7-15, 8-15. Da, aici moment de... setul 3 a fost o sufocare, Așa. Fizic și asta, deci efortul care l-au făcut și scorul la care am câștigat și, mă rog, rapiditatea, a fost, wow, ce se întâmplă, Superman. Și, mă rog, rușii, totuși, echipă serioasă, aranjată, campion mondial, unional, că la ei un campionat unional era ca un campionat mondial, în fine, la vremea aia. Da. Și-au revenit și ei. Aveau un Savin, aveau un Maliboga, aveau... pe ridicătorul ăsta de care povestea mai din aur. Și era o echipă, nu puteai să-i bați, adică să-i bați 3-0 era lux, dar totuși 3-0 parcă era ceva nefiresc. Ok, și-au revenit 2-2 și aici am intrat și eu să joc și mai alți jucători din rezerve, dar n-am putut noi să facem acolo. Și s-au odihnit titularii. Și după aia, în setul decisiv, au intrat titularii. 15-6. Și s-a câștigat la modul ăsta. Deci, când Gârleanu era considerat deja de vreun an jumate, unul din cei mai buni blocheri din Europa. Ok. Poate nu din lume, dar din Europa. Da. Îl aveai pe Tutovan, care era unul din cei mai buni tunari, trăgători. Da? Omul care a inventat serva din săritură, nu? Așa se spune, sau... Aici, nu în forma actuală, dar din săritură, adică nu de pe picioare. Nu, e o discuție aici. Nu? Da, revenim și la asta. Okay. Și da, am câștigat, am făcut. În concluzie, ne-am simțit bine. Spre necazul altora. Al cui? Al rușilor, bineînțeles. Ah, okay. Că și ei aveau aceeași mentalitate la nivel de conducere cum o aveam și noi. Acum s-a întâmplat, am câștigat noi tot, da. Prietenia cu ei, că ne-am întâlnit la bere după, sigur, n-am avut noi probleme. Meciurile sunt meciuri, jucăm, bă, nu-mi place de tine, noi, dar aici suntem în afara terenului. Aici ne cunoaștem ca oameni, nu mai... Vreau să vă întreb dacă și atunci era povestea asta, ați devenit niște vedete, hai să le spunem așa, deși nu există. Dar exista și termenul de vedetă, cumva... vedetă în țară, în România, pentru câștigarea Cupei Campionilor, așa cum au devenit steliștii după câștigarea Cupei Campionilor în 86? Sau era totuși frustrarea? Dom'le, noi voleibaliștii tragem la fel de tare, la fel de tare, dar nu suntem la fel de strălucitori ca băieții de la fotbal. Nu, noi n-am avut treaba asta.
că ea sau aia. Cât am putut și cât a depins de noi și cât am înțeles noi și alții au înțeles să aibă viziunea aceea, da. Am încercat să facem treburile cât mai corect posibil. Așa e, dacă îți faci tema de mic acasă... Dar era totuși, era la fel de cunoscut ca fotbaliști în România anii respectiv? Eram, da, când mergeam, că după aia a început... Știu că sala a fost plină la Craiova primul meci, după primul turneu după câștigarea Cupei Campionilor, sala plină la Craiova. Da, sala care a luat foc ulterior. Acolo, la Craiova, a intrat prima dată echipa Craiovei, da? Murale, de, da, a, da. Nu știu ce, că era normal, dar sala era arhi plină, de nu era loc. Okay. Au intrat oameni și s-au apropiat până aproape de teren, deci au fost la limita terenului de basket. Nu foarte departe. Da, da. Da? Și unii vedeau, alții nu vedeau. Era, căutau să se așeze, țin mine, căutau să se așeze aia mai mici în față, aia mai mari în spate. Adică mi-a plăcut așa mentalitatea spontan, asta colectivă, da, da, spontană, da, da, a lor, da, acolo. Da. Grozav a fost. Și după aia noi stăteam să intrăm, că na, trebuia să așteptăm de la sală acolo, da, speakerul. Și sala a început să doctorii. Și noi eram îmbrăcați în alb, training alb, dungi roșu, aveam un echipament Adidas. Așa. Nu le fac reclamă, sper să nu ai problemă. Da. Da, asta a fost, am avut echipamentul ăla. Shorturile erau mai mult de atletism decât de volei, dar erau foarte comode. Mie mi-au plăcut foarte mult. Puteai să, fără riscul să-ți rup pantaloni, shortul sau ceva, puteai să faci mișcări și bruște și, mă rog. Așa. Și am intrat în sală, ne-au prezentat, ne-au făcut, ce să spun... Erați doctor în volei. Eram doctor în volei la momentul ăla, asta eram. Și titlul ăsta nu mi-l ia nimeni, nici mie, nici colegilor. Okay. Și, okay? Frumoasă asta, doctor în volei. Și am început să jucăm și vă dați seama că am încercat și am făcut tot felul de combinații. Pentru că și jocul a permis. I-ați bătut 3-0. I-am bătut 3-0, dar încercam tot felul de chestii pe acolo, combinații, da, și era plăcerea oamenilor. Și un meci de demonstrație. Exact, un meci demonstrativ. Un meci demonstrativ. Deci era în campionat. Și pot să vă spun că meciul ăsta, pentru cei din Craiova, da? Deși am văzut și evoluțiile echipei actuale, dar meciul ăsta al lui Dinamo, dacă stau să compar ce am făcut noi și atmosfera din sală, a fost cel mai frumos și pentru noi, unul din cele mai frumoase meciuri demonstrative. Chit că avea miză în campionat. Da. Da, tot ce ne-am propus a ieșit. Și la un moment dat era un jucător acolo, ce ai mă lăsați-o? Așa. Spuneți-mi unde să sar, mă, că așa sar de papagal. De la blocaj. De la blocaj. Și unde să sar eu aici, da, când voi jucați, da, dincolo? Hai mă lăsați-mă. Și nu mai sări la blocaj. Și asta a fost. Deci asta era... Deci ăla... Zic că a fost unul din cele mai frumoase meciuri de volei pe care l-am trăit eu în țară după această câștigare a Cupei Campionilor. Înainte de finală, înainte de turneul final, ați bătut Steaua, chiar mă uitam, cu o săptămână sau cu 10 zile, 3-0 în 47 de minute. Adică da. la 5 și 4, asta a fost. Bine, acum, legat de Steaua, și ei aveau aceeași, repet, conducerile, da, nu poți să le schimbi. Poate dacă una e mai luminată, în avantajul tău, dacă nu, nu. Dar eu de când a venit la Dinamo, de exemplu, gata, hai să-i batem pe Steaua. Deci celelalte echipe nu prea intrau la... Că trebuia să câștigi acolo vrei, nu vrei. Da. Și mor, și copt, da, și beat, și în somn. Trebuia să câștigi, n-aveai cum. Cu Steaua aveai probleme. Și toată lumea zicea, hai să... Că domnul ministru vrea să formeze numărul ministrului apărării naționale. Care ce număr pe scurt avea? 1-0-1. Bate-i la 1, la 0 și la 1. Sau la era mai... Cod, hai că trebuie să-l sunăm pe șeful nu știu care. Bate la numărul ăsta. Sau... Da. Adică așa se puneau problemele. Că reușeai mai mult sau mai puțin, dar asta era modul la care, băi, hai să vedem care o fi treaba. Și dacă puteam bine, dacă nu puteam, bă, m-ați spus să-l sun pe maestru militar de la autobază. Da. Că cum să zic, nu erau supărați că n-ai câștigat la scorul ăla, dar știau să facă și mișto și zic, să glumească, bună, să facă. Era lumea care înțelegea ce se întâmplă, cum se întâmplă și mai ales ce glume poți să faci.
Alea nu toate erau gustate. Dar se făceau și erau, cum să zic, dacă era contextul, era ok. Erai... Aveați 21 de ani la finala asta, de la, din la turneul, la Cupa Campionilor din februarie. Păi da, chiar înainte de a pleca am avut ziua mea de naștere. Din momentul ăsta încolo ați mai luat titluri în România, în campionat cu Dinamo. Aveți 10 titluri cu Dinamo, da. Însă la nivel internațional lucrurile nu au mai mers. Ceea ce am zis, anii 79, îmi pare rău că s-a terminat rău cu turneul final europene, cu europenele. Dar după 81 a fost, deci, Universiada în vară. Da. Europenele în toamnă, da. Septembrie acolo, așa, alea n-au ieșit cum ar fi trebuit, deși acolo e de vorbit, dar n-au ieșit. Ce s-a întâmplat? De ce n-au ieșit? Pentru că, ce se întâmplă? 3 jucători din sexetul de bază de la Olimpiadă, Günther, Grileanu, Stoian, da, erau deja trecuți pe manevra nouă de joc. Ca să zic, sau pe... În filozofia nouă. În filozofia nouă, okay. Cu pasele alea rapide, cu nu știu ce. Uh-huh. Și la europene s-a încercat reclădirea echipei olimpice. Da. Cei trei nu s-au mai înțeles așa de bine cu Oros. Adică toate chestiile de înțelegere au trebuit să le regleze în timpul meciului și asta a fost dăunător. Rezultatul... Oros, care avea atunci câți ani? Avea... 30 și... El era cumva liderul echipei, nu era? El era. Era tartorul echipei, cum ar fi. Da. Așa. Și nu s-a mai interesat pentru că el ar fi vrut un joc mai lent. Da, și aici au fost niște mici probleme. Uh-huh. După aia, hai, bagă-ne pe noi, cei de la Universiada, care eram ceilalți trei. Campionii mondiali Universiada. Campionii mondiali, după aia s-au încercat tot felul de variante care, cum să zic, în unele momente au dat rezultate. Pe niște meciuri, dar la un meci cu Cehii, de exemplu, nu au mai dat rezultate, sau cu Polonia. Și rezultatul a fost că la europene, rezultatul a fost că am ieșit pe locul 5. Nu era deloc un rezultat pentru un voleu românesc, nu era... Bine, la vremea aia nu era considerat. Acum, dacă l-ar avea, ar fi... Nu vorbim despre asta. Și asta a fost atunci, după aia treaba n-a mai mers bine, neînțelegeri între jucători, între jucători și antrenori și nu știu ce, și atunci ai de voie de nevoie, ne-am strâns în 82 cum ne-am strâns, am făcut ce am făcut, n-am fost acolo, am început... 82 la acela... Trebuia să mergem la mondialele din Argentina. Și? Și toată campania de pregătire de alea a fost un fiasco. Ce nu e? Adică de ce nu se înțelegeau jucătorii? Prea mari orgolii din nou sau... Au apărut orgolii, au apărut că ce muncim atât, adică și refuzul de a mai munci. Okay. Poate refuzul ăsta de a mai munci, eu am încercat să-i găsesc o explicație în faptul că repetam la nesfârșit niște exerciții care unii zic că nu mai funcționează ca lumea, sau să facem mai puține, să facem altceva și după aia să revenim. Și nu, s-a mers pe o linie care n-a acceptat mustăți, ca să zic așa. Așa. Și atunci lucrurile au degenerat. Au mai fost probleme de viză, au mai fost probleme de sănătate și atunci lucrurile așa... Contextul a fost neplăcut. Okay. Neplăcut total. Dar am ajuns până acolo, am terminat cum am terminat, nici nu vreau să-mi aduc aminte de anul ăla. Adică eu mi-aduc aminte că îl visez. Pe ce loc a terminat? Atunci am avut pe 15. Wow! Echipă care cu 2 ani înainte echipă era pe care, locul 3 la Jocurile echipă Olimpice. Care. Da. Și echipă care nu mai era, practic. Da, și americanii au ieșit pe 13, deci ne-am întâlnit cu ei, ne-au bătut aici, mai ne-am dus pe 15, nu mai contează după aia. Ok, ce. Și după aia, după momentul ăsta? Și după momentul ăsta, în 83, s-a mai încercat așa un ultim cântec de lebădă. A venit antrenor la Națională de la Dinamo, Willy Schreiber. I-a strâns pe Tutovan, pe Dumănoiu, vechea gardă deja. Tot ce s-a mai putut, tot ce era mai de valoare și de la Steaua. Okay, Micu Pop, Macavei, Mina, cine mai era acolo, Chifu, parcă l-am spus. În fine, am încercat să ne strângem. Ne-am strâns noi cât de cât, dar acum erau veniseră jucătorii care preferau pasul așa. Erau unii care vreau pasul așa, ori în timpul meciului nu întotdeauna
Mai... Deci era încă un conflict în echipă de, de idei, cumva, de idei, de, da, idei de joc. Da, 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 da. Și de orgolii totuși foarte mari, că nu reușea să, adică antrenorul nu reușea să impună clar. Da, și antrenorul n-a reușit să se impună, a zis tot timpul că nu are cu cine să lucreze, că nu mai sunt lider, că nu mai sunt nu știu ce. Dar mă rog, asta a fost în 82. Da. În 83 am încercat să facem ce și cum acolo, că ne-a plăcut, că nu ne-a plăcut, că am avut orgolii, că nu ne-a... Așa, am încercat ceva de genul 79, însă n-am mai ținut. Lucrurile, în general, în Europa au evoluat altfel în volei. Ce se schimbase? Ce s-a schimbat? Odată talia de înălțime. În ce în ce mai mare. Și talia tot mai mare. Stilul de joc rapid. Da. Și acum, vă dați seama că dacă au fost jucători ridicători la 1,96 m, sau peste 1,96 m, eu cu 1,96 m la un moment dat ajunsesem un pitic printre ăștia, printre ridicători. Și dacă săreau bine, dacă erau nu știu ce, și se juca undeva de la 3 metri totul. Și, să zic, față exagerând de puțin, înainte. Pasa și alea și alea, înainte jucai mai de la de sub fileu, că ridicătorii erau mai mici. Și una e când vine trăgătorul principal, de exemplu, la oricare, și se uită după ridicător și de unde vine mingea, deci el are privirea jos acolo. Pe când acum, dacă s-a ridicat punctul de pasare, te uiteai în sus, vedeai meciul tot, numai atâta trebuia să știi să faci. Aici trebuia să, așa, să te uiți la asta și după aia să începi să... Adică s-au pierdut, am pierdut aici niște... Deci, practic, voleiul a progresat, s-a adaptat, a evoluat. A impus un nou stil de joc. Iar România a rămas totuși la, cumva, blocată în niște idei din anii 60-70, la stilul 60-70. Da, și cum să zic... inadaptați și la nivel de talie. Pentru că acum să zică altceva, că poate unul să zică, mă, dar am avut talie, uite, ăla. Bun, am avut talie, dar ăla n-a fost așa de motric. Ok, am înțeles. Cum e ăla, de exemplu. Ăla, când a fost, a început într-un fel și arată într-un fel. Toți arătau. Deci Vojtović devenise model, sau cum se arată un jucător. Da. Mai erau, mai aveau brazilieni iară câțiva și mai americanii veniseră cu câțiva. Deci erau probleme și de selecție undeva. Era problemă de selecție și tu nu puteai să pui acum în teren 6, 7 sau să strângi 12 jucători, din care 8 sau 7 sau știu eu, nu știu să se deplaseze. Sau se deplasează încet, nu la minge, au comoditate și când apare neputința, apare și răspunsul. Deci, practic, și orgoliu iese la... La nivel internațional, după 21 de ani, cariera dumneavoastră n-a mai produs satisfacție. N-a mai produs satisfacție. Și deci atunci... ați fost capitanul național de cât? 6 ani? Cam așa. Deci n-a mai produs satisfacție. Acum, la antrenamente, dacă trebuia să alergi 10 ture, alții alergau 7-8. Dacă trebuia să faci 3 serii de câte 15 genuflexiuni cu... Greutate. Nu zic. Fiecare cum poate duce. Da, de exemplu, n-am putut să duc ganțele de astea așa. În loc de 45 a făcut 35. Adică ciupelile astea ușor, ușor, care au împiedicat la un moment dat progresul. De ce spuneam? Când încă mai era bună câte o pompă, că măcar executai numărul. Da. Și dacă pe executai și corect, erai ok. Dar măcar numărul. Că la matematică, dacă nu știi să calculezi corect și dacă nu pui virgula aia sau încă un 1 sau nu pui ce trebuie, parcă nu-ți dă. E frustrant să știți că potențialul dumneavoastră din anii cei mai bune cariere n-a mai fost pus în slujba unei echipe valoroase, cum fusese până atunci? Da, și erau jucători care s-au ridicat, dar s-au ridicat destul de lent. Eu ajunsesem, de exemplu, în 89, și tot așa veniseră cu mentalități de astea de fricțiuni Steaua Dinamo, mai întreținute de unii, mai de alții, mai nu știu ce, mai orgolile, mai pe naiba, mai înțelepciunea de aia apare târziu și când apare, apare degeaba de multe ori. Așa. Și în 89, la un moment dat, când am reușit iară să ne strângem jucători de la Steaua, de la Dinamo, de la nu știu, și am făcut echipă și eram, iar simțeam că suntem pe val. Pentru mine era ultimul cântec. Da. Și n-am mai avut viză. N-am mai avut viză să ies peste hotare. Nu mi s-a explicat nici până astăzi. Eu nu știu ce fi făcut.
Poate ați spus ceva. Poate eu am avut o problemă personală atunci, că fosta mea prietenă a născut pe fata mea, pe care Ana Maria. Care a ajuns vicecampioană europeană cu Franța. Cu Franța la basket. Da, și la acum aștept să nască din clipă în clipă. Da? Adică până la finalul lunii octombrie naște, așa am fost asigurat. Deveniți bunic. Devin bunic. Așa. Da. Și probabil problema asta a fost, deși eu... A rămas în Franța sau înainte de Revoluție? Au plecat, nu, după Revoluție a fost treaba. Dar ideea era că dacă plec eu afară, aici am probleme, cine are grijă de copil, ce are, okay. Cum... Okay. Mă rog, la treburile astea și poate și altele au mai fost. Dar oricum eu n-aveam de gând să... Asta o spun cu mâna pe inimă. N-aveam de gând atunci să rămân, că nu mă interesa. Okay. Eu am avut niște experiențe din foștii mei colegi de la Timișoara, care au plecat în Germania și nu au ajuns bine deloc. Și nu, că poate că m-am speriat să n-ajung ca ei, dar să o iei iară de la capăt, să faci altceva. Poate făceam ceva mai bun, era mai ok. Dar eu sunt mulțumit cu ce am făcut aici. Cu cariera mea, cu cariera mea în Ministerul de Interne, cu cariera mea de sportiv, că n-am mai fost și n-am mai fost. Asta este. Nu pot eu să... Cum să zic, când ai un ciubăr plin de găuri, nu poți să le acoperi pe toate. Că am fost bun, că n-am fost bun. Sunt multe de comentat. Dar cert este că la un moment dat s-a pus problema, bă, hai să-l înlocuim pe Marius. Bun, mă înlocuiți. Asta... Da. Dar pe cine aduceți? Că tot înainte, tot asta, că sunt destui la poartă, sunt cu sutele. Mă deschide ușa noi să intre toate talentele alea care stau la poartă degeaba acolo. Măcar să vină să facă pregătire, nu să stea acolo să aștepte. Asta era răspunsul meu. Da. Pentru că eu eram conștient de valoarea mea. Acum, când îmi pui câțiva jucători care nu pot să ducă niște treburi, tu vrei ca antrenor să dau eu pasul ăla, îl dau, perfect. Dar dacă n-ajunge... În final vreau să vă provoc să-mi povestiți o anecdotă, ceva din cariera dumneavoastră, ceva ce v-a rămas așa în minte, pe care o povestiți prietenilor. Ceva, un moment că am terminat destul de trist, așa. Nu, trist. Mă rog. Da, trist, e corect, e că vorba aia, am fost martor la decădere. Acum ce se întâmplă, se încearcă. Nu știu cât se va reuși, cum se va reuși. Da, hai să zicem că e bine că, na, cât de cât... Parcă ceva s-a mișcat, acum cât de mult. Da. Știți cum e piatra? Poți să o muși din loc și zici, mamă, am avansat. Și după ăla se cadă la loc. Da. Cam așa suntem și noi acum. A fost, asta a fost, de aș vrea ca cei mai tineri acum sau cei care conduc destinele volului să învețe din trecut. Pentru că eu ce am constatat așa documentarea mea de comentator, și nu numai de comentator, așa, pentru mine și discuțiile care le-am avut cu diversi, fost jucători, nu-și imagineze cineva că... Okay. Și toți participanți, și colo, și colo, și colo, adică o lume grea care a putut să-mi spună și să-mi explice bine fenomenul momentului. Că de-aia nu pot să zic că ăia sau ăia, fiecare ori a avut. Sper să fie bine. V-am spus, mai aștept 7 ani ca să ajungă la Olimpiadă să ia medalie. Lotul nostru actual. Că asta este. Am văzut de la nașterea Federației, de la înființarea Federației până acolo, de acolo până aici. N-am încredere în statistică. Până acum n-am mințit. Spuneți-mi ceva amuzant. Ceva amuzant a fost când am plecat noi cu avionul. Eram cu domnul Brebeanu. Același Brebeanu. Da? Și eu trebuie să aterizăm la Zürich. Plecați unde? Mai țineți unde? Cred că în Belgia. Nu în Belgia. Eram cu Dinamo și mergeam să jucăm noi în Germania, Danemarca, o chestie de genul. Nu mi-aduc aminte. Dacă dânsul urmărește și își aduce aminte, îl rog să-mi scrie că... Ok. Și cert este că la un moment dat, cum e în aeroport, te duci stânga, dreapta, faci pe acolo, hai să mergem la îmbarcare către avionul nostru, către cursa noastră. Și acolo, odată apar 5 băieți, înalți, frumoși, bine făcuți, cu armamentul, cu vestă, cu știu, voi doi, nu. Voi din doi toată delegația, eu cu domnul Brebeanu. Așa. Am uitat unul la altul, că eram și unul lângă altul și... povestea dânsul ceva și zice, ce am făcut, domnule? Ce se întâmplă?
ca să ne ia, să ne ducă într-o încăpere, așa, ne-au dezbrăcat, ne-au căutat, ne-au făcut, da. Așa, nu ne-au dezbrăcat la piele. Da, da, da. Dar ne-au pipăit bine, ca să zic așa. Și unul acolo, zwei Terroristen, băi, de unde, acum, zwei, da, înțelegeam, da, că da, doi, da. Din germană, de acasă mai știam și eu câte o vorbă, două. Dar Terroristen, tu grose, îi zic, tu grose, am zis, noi suntem români, nu, da. Suntem teroriști. Da. Nein, voi, față, mă rog, cum o zis el, da, față, da, acolo, da. Ca așa oară, da, doi Terroristen. Și ne-au dus. Din încăperea asta ne-au dus în alt birou, deci treaba dura vreo jumătate de oră așa, deci ăștia stăteau să plece, nu vreau să dea drumul la avion până nu eram și noi, adică până nu era rezultatul definitiv aici măcar. Și până la urmă ne-au dus, atunci am văzut la ecran de ăsta unde aveau ei așa... Raze X, nu era un zi de asta, de televizor. Da, în care erau mai multe camere, și eram, pe jumătate era fața mea, pe jumătate fața lui Neaurică Brădeanu și pe cealaltă jumătate se căuta acolo, se butona și căutau să vadă fete. Ne-au găsit repede că nu suntem, numai pe aia care aproximativ erau ca noi. Adică erau unii care semănau. Și era asemănarea dubioasă așa, dar în fine. Au zis, nu sunteți voi, clar, gata, pa, aia sunt de acolo, voi sunteți de acolo, sunteți... Au zis, voi sunteți comuniști, nu puteți să mințiți. Păi v-am zis asta de jumătate de oră. Incredibil, ce... Și asta a fost așa faza cea mai, să zic, distractivă. Altă fază interesantă a fost că atunci când am plecat în Argentina, am luat o via Brazilia. Brazilia două săptămâni, cu dezastru de acolo, am ajuns în Argentina, dezastru de acolo. Dar când am aterizat la Buenos Aires, băieții noștri, după ce am ieșit cu bagajele, și-au aprins țigări. Carpați, Mărășești, ce urat. Băieți, asta e, că n-aveam bani de... Sau, mă rog, când aveau să-și ia de alea în alte, fumau de alea în alte. Dar aici, mai așa, la drum și la bătaie lungă, cum stăteam acolo, și-au luat baxuri cu țigări de astea. Și va că fumați iarbă, că nu știu ce, că la altă belea. De unde noi crezând că scăpase de tot, au venit ăștia, ne-au înconjurat, a venit poliția lor cu antidrog. Deci Carpațiu era trecea și la... Și au zis, noi luați de asta. Și au luat, au fumat, deci au fumat cu băieți. S-au convins că nu e nimica, că nu știu ce, și că altceva, altceva. Asta e, iau, vreau să fumez din pachetul ăla. Ia mă din pachetul ăla și fumez. S-au convins că nu e nimica, ne-au lăsat în pace. Și așa am trecut. Deci tutunul românesc era... Tutunul românesc dubios de... Mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta. Cu mare drag. Mulțumesc și eu pentru invitație. Când mai vorbim despre volei, mai rar, dar o să vă mai așteptăm pe la noi. Când credeți voi și pot și eu, cu mare drag. Sănătate. Asemenea, succes în ceea ce faceți și felicitări pentru felul în care te-ai documentat și ai prezentat situația volului, așa, ai făcut o... O zi bună vă doresc, toate bune, ne vedem mâine dimineață la 9:01 la GSP Live, nu uitați peste zi, www.gsp.ro pentru toate informațiile importante din sport. O zi bună, pe mâine!